găsit în ședința din luna mai, 30.05.2019, unde ați fost convocați. Bună ziua, dragi colegi, domnul primar, doamnă secretară, stimați invitați. O să supunem la vot prima dată procesul verbal din data de avem și invitați în sală. Vă rog să vă prezentați dumneavoastră, să vă consemneze doamna secretară în procesul verbal. Da. Vă numiți? Maria Lupu. Maria Lupu. Doamna Maria Lupu, doriți dumneavoastră să luați cuvântul la început de ședință? Da, să fim da, operativ? Dar e ok. E da, ok. Da. Da, vă ascultăm. Deci am zis Maria Lupu, mă numesc. Eu cresc, ne-am mutat din colorul aproape de o lună de zile, pe încă în pe Vișnu 11. Bineînțeles, sunt probleme la nivel de comună, dar problema pentru care am venit eu aici astăzi este problema câinilor mai danez. Deci vă rog să mă credeți că sunt aici, sunt un surmenaj total. Strada Vișinilor, în spate, este un lung tiran care, nu știu, am înțeles că e intralilan, să vinde, nu să vinde, nu știu. Dar în fiecare noapte, pe spațiul ăsta liber, se adună zeci de câini. Cred că toți câinii din Căihan, nu știu. Începe unul și o ține toată noaptea. Eu mă întreb, este o străduță nouă acolo care s-a construit un pic mai la baie, nu știu cum se cheamă. Toată știi Drugea, nu știu. Aia din spate? Da, din spate. Nouă, da. A, să contesc astea aia de odotic în zona aia. Mă întreb cum dorm oamenii aia, nu știu. Eu ce puțin stau toată noaptea și înregistrez un sunet mai... Ce se întâmplă? Aș dori să știu dacă administrația se ocupă și ce măsuri să iau. Mai mult atât, eu mi-o fac chiar sprijin dacă e nevoie, așa, dacă e vorba de vinghe sau eu știu ce pot eu ca cetățean să fac, că ceva trebuie să întrebim. Vine că întrebarea vine că obicei, iar eu pot continui într-o sumea și mă întreb, vă spun ce mă întreb, dacă eu sunt singur, adică dacă noi suntem singuri. Eu nu cred, totuși suntem într-un secol avansat, într-o țară, să zicem, civilizată sau pe drum de a crea o civilizație și e o problemă care trebuie rezolvată. Am înțeles de asemenea un lucru care m-a întâmplat când am văzut de acolo pe site-ul dumneavoastră că doctorița, prospețea, cum o chema, de animație, da? Așa, s-a oferit, nu? S-a oferit, s-au luat chiar bani, asta a fost un lucru foarte bun, chiar m-am bucurat foarte tare să sterilizeze toți câinii ăștia străini. Ce am mai auzit ulterior, că nimeni nu s-a prezentat. Poate găsim un mijloc prin care să constrângem eventual oameni dacă ei nu-și dau seama de lucrul ăsta, dar nu știu cum să zic. Ați fost informat între și doamnă. Să rămân la treia trei. Bună ziua. Domnul Rămădura, puteți să plasă pe ei. Da. Nu sunteți singura persoană care se aduce la conștiință. Sunt o groază de câini din satul ăsta, dar sincer, nu știu de unde apar. Nu sunt toți câini ai străzii sau câini magamoți, sunt de timp o scotărie, doamnă. Să știți, sunt în zona de acolo. Unii care s-au învățat să-și poată în stradă și se lasă liber, așa. Da, și asta, aveți dreptate. Exact, exact. Care creează într-adevăr o grămadă de disconfort. Nu știu exact cum rezistă fecii dumneavoastră de acolo. Exact. Cred că nu e ușor nici pentru ei. Am mai adus semnale și din zona de acolo. E relativ greu lucra cu puțină spune gazul din ghe, pentru că nu reușim să găsim o soluție cu municipiul Bacău. Legea cam așa prevede că se poate lucra în colaborare cu localitățile vecinate. Pentru singurul prestator pe care îl au cu bușca asta, cu tranquilizant. O să mai încerc și în perioada următoare. O să mai vreau de domnul viceprimar să mai științeze populația să-și țină când în curte, să-i lege efectiv sau să aibă grijă de ei, pentru că cred că majoritatea, 3/4 dintre ei, din câinii care s-au folosit din proprietățile oamenilor. Ei și nu e de acum vorbesc eu cu ce ai în păcat. Da? Așa, despre doamna doctor Ghiurto, avem o colaborare, am alocat într-adevăr și banii anul acesta, avem o colaborare cu lumea ei. Nu a fost încă începută campania de sterilizare. Acum vă o atâmpinați prima dată cum s-a prezentat nimeni, nu avea am auzit de la vecina, am întrebat și o stânga de la adevărat. Am avut anul trecut o campanie de sterilizare gratuită în comună, care a fost un real succes, că au fost sterilizați cu 50 de și urmează ca cu ei să interprinde acțiuni, bineînțeles cu suportul nostru financiar, în comună și să sterilizeze câini cu stăpâni. Pentru că de acolo nu vin fac probleme. Dacă omul ține un câine la gospodărie și se mulțește, îi scoate,
părăsește sau îi abandonează din domeniu. Cam așa o să funcționeze. Și o să lucrăm cu doamna doctor de foc. Sunim sau Cati. Contractul e încheiat pentru noi, cu domnul care o făcut deja toate demersurile. Și o să încep eu, cred că chiar de săptămâna care vine să ne ajutăm de treabă. A fost și vremea asta care nu mi-a permis să... Ok. Vă rog să consemnați, da? E nevoie de ajutor. Vreau să sprijin de orice fel. Îmi ofer serviciile, indiferent cum. Și veneam chiar și cu o propunere. Chiar să consemneți acolo. Nu știu dacă suntem atât de avansați, dar... Știți cum? E o modalitate prin care ar putea să se pună un impozit local. Pentru înregistrarea și recensământul câinilor. Fiecare care deține un câine se pune impozit o sumă de rezolvări, să nu zic foarte mare. Foarte bine. Și în felul ăsta, cred că fiecare o să fie conștiență și îngrijească câinele pe care îl are. Având un câine, care nu mai are să dați seama că să fost identificat și pot aplica sancțiuni. Da. Și ce se întâmplă cu cei mai danezi? Cei mai danezi sunt să sistemizăm și pe aia mergem până. Sau nu mai cum e la casa de animale sau cum? Deci trebuie să sterilizăm măcar, ca să nu se mai mărtească, că asta e doar problema. Da. Să nu se scrie incorporat și... Da. Da. Bun. Doamna Maria, dacă mai aveți altceva de adăugat? Bine, problema a fost mai multe, dar asta cred că cea mai stringentă. Într-un timp atât de scurt, s-ați identificat acea problemă, este simplu. Doamna e de 10 ani, proprietarul din casă. Scrie, printre altele, este o minciună, nu sunt bani unde să luăm.
Nu am zis așa. Am zis, este o minciună, încă este vorba de... Tot banii care îi trece să-i dăm parohii, tot din bugetul ăsta. De asta am zis, este o minciună, că o să mai fie alți bani. Deci ca să scolim. Trebuie să fie din cauza gălăgiei, dacă trebuie să fim foarte disciplinați, să se înțeleagă. Mai este un... Acum, astea să înțelegeți, domnul, dar noi modificăm. Procesul verbal, da? După cum vă convine dumneavoastră. Nu, trebuie să aprobi și trebuie răspunsirie, dacă vor modificarea. Asta nu înseamnă că dacă v-ați propuneți ce la vă spuneți. Eu zic ce este, eu zic ce trebuie așa, dumneavoastră faceți ce vreți. Legat de ziua comune, eu nu am zis să nu se facă, am zis să se facă, dar sunt alte modalități de a face. Adică puteam să facem prin donații, prin cum se face și alte părți, din societățile, parte, și așa mai departe. Adică se înțelege că... Deci vă rog să consemnați. Mulțumesc. Spune-mi la vot. Cine este pentru? Abține? Am primit procese de avizare favorabile la toate proiectele de hotărâri. Avem formul necesar pentru adoptarea hotărârilor. Da, în continuare vă prezint ordinea de zi, probabil la totul dumneavoastră pe convocator, sunt 7 proiecte, plus 3 suplimentare, nu o să le dau citire pentru că deja probabil a studiat. Haideți să supunem la vot ordinea de zi. Suplimentare. Suplimentare, am zis. Cele 3 proiecte. Domnul Sorin? Abține. Până așa. Bun. Pentru... Hai să citesc primul proiect. Nu cum să dea acolo, dar nu poți să... Poți, domnul Dăistar, poți să citesc primul proiect? Nu, un pic, eu trebuia să vorbesc ceva. Da, am înțeles. Poți zis ședință și nu... Proiect din hotărâri privind aprobarea plus construirea rugății de serviciu în extravilanul comunei Mătura, județul Bacău, beneficiar SC Siberia Estate SRL, suprafață de 2867 de metri pătrați, tarlaua 34, parcela 1258 per 9, număr cadastral 64764. Inițiator primar Costra Șurzache. Domnul primar? Este o solicitare a unei societăți comerciale care a mai dezvoltat o nouă de aici, sus la Comunitatea Spanta la Dascăl, de producere ultradurană a unei suprafețe de teren pe care vrea să construiască locuințe de serviciu prin societatea comercială, care ar urmea după oameni asta care e care e prezentată aici. Sunt puse toate documentele la mapă, are toate aprobări, și rămân toate astea să dispuneți prin vot. Acum mai sunt și alte. Domnul Chitic, a luat... Am o întrebare pentru doamna secretară și pentru domnul primar. În care fază trebuia să există un proiect de execuție la această locuință de serviciu? Faza DTAC de la autorizația de construire. Deci nici nu are certificat de urbanism doar pentru pus. Da. Nu are certificat de urbanism pentru construire. Ideea este în felul următor. Mai vorbim și înainte de ședință. Îți pare cam ciudată suprafața asta de 2800 de metri pentru o locuință de serviciu. Dacă scria ansamblu locuințe de serviciu, mai înțelegeam. La o locuință de serviciu pe 2800 de metri, nu mi-e clar mie de aia. Da, ce este, ce pot să vă pun eu la dispoziție, este planșa aceasta. Dar suntem și arhivat, parcă ceva la noi. Sunt arhivat, nu. E una din planșe. Și are spații verzi și locuința. Și aici sus este. Un pic așa. Deci locuința este... E aia de acolo doar. Era arhivată în arhivă. Ea apare ca și... Am văzut-o? Pe Maroi este da, locuința. Da, doar acolo. Și apare suprafața construită acolo, doamna secretară? Pe... Da, tu ești aici undeva. Pe aici undeva. Vine terenul ăsta a preotului Comănescu și după aia vine cu intrare de aici la... Așa la care a fost desfințat. Așa era un gard care a fost desfințat. Aici sunt niște braze. Nu vreau să desfința gardul ăla. Vă fost terenul la un
ăsta, au fost un judecător, au fost între NAFA primul, NAFA Chiarul capitatul și ăsta. Da, a fost în baza apare. Deci apare acum, acum se construiește. Da, asta e nevoia mea. Ea apare foarte micuță, nu știu ce să apreciez acolo. Ați văzut în comparație cu terenul poftit? Adică acum se construiește și dumneavoastră. Nu, da, el a solicitat puzul pentru chestia asta și pentru asta a pus, când solicită puzul, prima fază trebuie să spui pentru ce îl solicit, ce vrei să construiești. Și în funcție de asta, Consiliul Județean îi dă primul aviz de oportunitate și apoi avizul final. Și el a zis că așa, și suprafața de teren este 2867, pentru asta îi dă aprobarea de să-l treacă în intravilan. Ideea este că noi din această fază noi nu mai avem nicio consultare pe tema asta. Deci dacă ați zis pozul de noi, să vedem. Da. Nu, ulterior va veni pentru certificat de urbanism. Aia nu mai e treaba noastră. Adică, ca să vorbim pe românești, mie mi se pare că pe acești 2800 de metri să vor construi mai multe locuințe de serviciu, care ulterior probabil vor deveni case scoase la cuza. Asta e și părerea mea. Dacă aveți altă formulare, ca să... Nu. Mie, unul ca inginer, nu sunt stabil. Îmi cer scuze. Și chiar dacă tot trebuie să... Da, era... Mai vreți să adăugați ceva? Da, da. Avizul de la... Avizul de la... Avizul de la Consiliul Județean de 11-4-2019 este la fel. Planul pus pentru construire locuință de serviciu comună. Măgura, în suprafață de 2867, noi nu putem să-i schimbăm denumirea. El așa a plecat cu toate avizele, doar pentru teren. Asta și-a dorit el să construiască, pentru asta a obținut avizele la pus. Da, nu știu ce să spuneți. Domnilor, acolo au demarat la cei demolare demolarea gardului. Spuneam să nu trebuie domnul primar sau pe domnul viceprimar, dacă au autorizații de demolare. Aveau gard în plasă de buzlă. Era beton, fundație de beton, domnul primar. Vedeți, vedeți că bancul de la mine. Acum m-am prins despre ce-i vorba. Nu știam, acum am făcut legătura. Nu știu, eu mă abțin la chestia asta, deocamdată mi se pare clar că mi-e teamă că deja au autorizație în primul fază. Și te trezești acolo, fiind locuit să servici cu utilaje, cu macarade, cu... Păi, abia și-o discutăm și care e problema. Abia să-i dea autorizat demolarea de asta? Înțeles. Dar pentru că nu l-avea cu autorizație. Eu vă spun de procedură legală. Domn președinte, îți dai seama că mă întrebi exact la autorizare. Vreau să vă spuneți, ai terminat? Scuze. Zic, ideea e felul următor, că m-ați întrebat că de ce care e problema dacă vine cu utilaje. Păi e o problemă, acolo este o zonă rezidențială. Dacă e o zonă rezidențială, respectăm tipul zonei și nu putem să fie... E doar o presupunere de atac când vine cu utilaje, frate. Când vorbești de reședință de serviciu, poți să te gândești că poți să fie inserit de firmă, poți să te trezești cu niște utilaje acolo în curte. Poate să deranjezi multe, poate să deranjezi vecinii. Aveți deja un lucrat. Am început, băi, nu mulțumesc. Așa, după cum arată, dumneavoastră, costul este...
Vreau să fac următoarea precizare. Nu că n-aș fi de acord cu construirea de locuințe acolo, Doamne ferește. Dar formularea trebuie să fie concretă, clară. Cine ar vrea să mai trăsară două blocuri acolo? Mulțumesc. Am dat un exemplu. Haideți să rămânim și vis-a-vis de aspectul ăsta. Nici în avizul dat de la Consiliul Județean, are înălțimea maximă 9 metri, adică nu se poate duce la... Domnul primar, am dat un exemplu clasic. Sunt dat, da. Când se construiesc locuințe, ești bucuros. Ce să mai... Da, mulțumim. Depinde. Probabil că aici ar fi altceva. Dar dorește să construiască de societate. Și de-aia e locuințe de serviciu. Dacă ar fi... S-ar putea să fie chestia asta. Puzul e făcut societate. E presupunere. Sincer, chiar la eu bănuiesc în cerere tare. N-am studiat problema, dar cred că este o forma asta de prezentare are niște ascunzișuri. Într-un fel, când cer de construirea ansamblu locuințe, într-un fel, construirea locuințe de serviciu. Cam așa mă gândesc eu, nu știu, s-ar putea să greșesc. Mulțumesc, domnule, cer scuze. Da. Știind un pic din situația care există, nu văd niciun impediment a spune că nu e clar, corect, cum s-au pronunțat în ceea ce cerii pentru... E normal că cerii ca să mărească puzul pe care l-a făcut celălalt care l-a făcut în față de la celălalt proprietar, pentru că terenul ăla a fost de la preotul Comănescu cu totul, totalitate, vreo 4 hectare, din care o parte au vândut-o primul moștenitor, al doilea moștenitor e cel care normal loc cumpărat, tot același proprietar unde s-au construit acele proprietăți care le știm cu toții, iar aici unde n-au intrat în intravilan, prin faptul că nu au fost inclus în puz, erau al altor proprietari aceste două terenuri, trei terenuri care spun pe care discutăm noi, au rămas în extravilan. Cel care a cumpărat terenul din față, de la celălalt proprietar, îl preia și pe celălalt de la cei doi proprietari care, normal, au luat. Era în APA și în conjudecător. Luând acest teren, nefiind în intravilan, vrea ca să construiască. Dar drumul și-l face, uitați că are un drum de servitudine la proprietățile astea. Există drumul și există și la actual. Dar este și drumul celălalt la terenul pe care l-a cumpărat prima dată și-l și construit. Deja sunt proprietari pe el. E, la proprietatea asta și-o creat încă un drum din drumul pe care îl vedem noi aici a creat. Unde se construiește, unde el vrea ca să-și facă locuința de serviciu. Dar nu avem cum să fim noi contra. Pentru că este proprietar de drept și totodată își construiește terenul lui. Noi atât îi dăm un aviz de principiu prin care Consiliul Județean să poată să dea mai departe să treacă terenul ăla în intravilan. Deci asta e explicația terenului. Dacă nu treci în intravilan, nu poate să construiască. Și dacă vă uitați în fața, în fața aici, uitați pentru cel care nu a vrut, uite că nu e intravilan. El rămâne. Intră numai partea cealaltă și o anexează la cel care a cumpărat-o anterior. Eu cred că am explicat în titular. Eu sincer vă spun eu. Domnul Dumnezeu, ca idei... Dacă dumneavoastră îi construiesc, că nu vreau să construiesc societatea. Domnul Talal. Da, nu are nimic. Mulțumesc. Mulțumim, domnul Preistar. Domnul Talal, aveți cuvântul. Mulțumesc. Mai este, stați așa un pic, înainte de asta, mai să mai scrie cineva la cuvânt, că... Bun, gata. Domnul Talal și vă supunem la vot. Domnilor, nu văd ce să nu-i dăm un aviz favorabil să construiască. Singura problemă, adică sunt... care este, putea să nu facă, putea să cumpere și la o persoană fizică pe firmă și tot cu... Tot pe firmă făcea. Face tot cu bunință de servici pe firmă. Probabil, cum a spus doamna secretară, lasă să te conteze niște cheltuieli, treabă lui, idei, treabă fiscul... Așa că o idee, posibil. Problema care o am eu, pentru că noi avem un vecin acolo care a cumpărat o concesiune de la domnul care a făcut la un domn acolo și folosește acel teren de concesiune și are utilaje, arde, știți foarte bine, privește și lor acolo, nu a făcut niciodată acasă. Și ala trebuie reglementat. Are câini care, doi câini apropo de câini care ies afară, luf, care terorizează copiii, arde, aduce, el lucrează ceva electric și nu știu ce, arde în fiecare zi.
pentru mura. Faci un foc? Poftim? Mura. Mura, mura. Pliga? Nu pliga, domnule. Mura. Înainte de a publica să definizăm. Dacă am dat casele astea pentru fiii satului care sunt așa, hai să ne reglementăm. Hai, terenul ăsta a fost ca să dăm teren la fiii satului, nu ca să vină unul și să pună mașini, să pună utilitate. Legat de acest proiect, singura chestie acolo, văd că este un plan urbanist sezonal, o firmă așa, numai că e singura obiecțiune, nu știu, este construirea locuința de servici. Să-i spuneți că sunt serviciu. Da, mă rog, da. Mulțumim, doamne, la urmă. Cine este pentru? Cine este? Abține? Împotrivă? Deci, 14. Da, mulțumim, doamne. Putem trece la proiectul numărul 2 din pe ordinea de zi. Proiectul numărul 2. Facem un pic de liniște. Facem un pic de liniște. Haideți să ne auzim, haideți să ne auzim. Proiect de hotărâre privind prelungirea valabilității documentației de urbanism, plan urbanistic general al comunei Măgura, județul Bacău, cu regulamentul local de urbanism al terenului. Inițiator primar Costra Șurdai. Este vorba de Curul Fogonei, care anul acesta, pe 9 decembrie, crește 10 ani. Așa după cum știți, ne-am apucat ceva vreme de actualizare. Planul de urbanism general de la Măgura, doar că nu cred că o să reușim, merge destul de greu. Mai avem ceva teren de luat și la Ministerul Apărării Naționale, e făcută documentație depusă la Guvern pentru hotărâri de Guvern, de pentru care va trebui să dăm hotărârii de prelungire. Poate dă Dumnezeu să încadrăm, dar nu cred. Este mod de lucru. Este mod de lucru, mai avem cu drumurile naționale, cu o grămadă de anumite pe acolo, care merg destul de greu și s-a nevoiasă. De pentru care am gândit că e bine să luăm astfel de hotărâri, ca să putem lucra în legalitate. Cam asta e. Are cineva ceva de adăugat sau de întrebat? Mulțumim. Erau niște avizii, erau niște evaporări. Cam cât vreți să mai durează la ei? Spuneați. Bun. Ne-a spus mai mult că erau niște avizii, dar niște evaporări naționale. Real. Avem avizul de la Ministerul Apărării Naționale. În baza avizului de la Ministerul Apărării Naționale, întocmită documentația pentru hotărârile de guvern. Toate terenurile ocupate de Ministerul Apărării Naționale sunt retrocedate doar prin hotărârile de guvern. Am înțeles. Și avizul de la Dumnezeu Național. Îl supun la vot, cine este pentru? Mulțumim. Nu avem nici împotrivă. Așa. Proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacoati pentru anul 2019. Roga nu popularizat pe Facebook. Da. Inițiator primar Costra Șurdan. Cotizația anuală pe care știți dumneavoastră. 2003, da, pe care trebuie să o plătim la Asociația de Dezvoltare pe Comunitate. Domnul Talal? Da, mă rog, eu cotizați că trebuie să o plătim, dar sunt unii care stabilesc și noi, dacă suntem acolo, trebuie să plătim. Asta este rolul ăsta. Ideea este, cum a rezultat, dacă anul trecut s-a plătit 1000 de lei, cum poate ați fost la discuții și cum de-au calculat rata inflației este 2.100%. Și vine la 1.200 de lei, sau nu știu cât. Cum au rezultat 5.000 de lei? Atât să-mi spuneți. Oricum. Da. S-a autorizat de Bacău, rămâne la fel ca anul trecut. Da. Nu-i pardon, la timp. Am înțeles atins de asta, nu. La timp, da. Domnul Creșca, stimați colegi, dacă toți suntem prinși pe lista de investiții prioritare 2014-2020, eu zic că nu mai avem să nu mai dezbatem subiectul ăsta, să dăm 1.000 de lei și să mergem la departament. Deci, domnul Berlus. Ai concluzionat, de bine. Suntem pe domnul. Haideți să păstrăm liniștea că am ajuns.
ajuns la proiectul numărul 3 și așa vreau să mergem în continuare. Disciplinați și să funcționați. Imediat numai să terminăm cu cei care au lucrat la și vă rog. O întrebare, vis-a-vis de proiectul depus prin POIM, pentru apă și canalizare în Crihan și Sohodol, în ce stat ne află? Vrei la Crihan și Sohodol să știi? Nu, și extindele aferente care mai sunt, dar zic acolo este grosul proiectului de extindere. Deci, în stadiu avansat, suntem în aceeași situație ca acela de comune din zona metropolitană, zic, sau în zona limitrofă a municipiului Bacău. Documentații s-au avansat, așa, după cum știți, a dat certificate de urbanism. După ultimele discuții, în vară ar trebui să scoată la licitații lucrările de investiții. Ținem foarte mult din noi să rezolvăm problemele pe care le avem. Unii le rezolvăm astăzi, prin achiziționarea de teren, pentru că asta a presupunut. Să punem la dispoziție suprafețe teren pe care dumneavoastră să-și poată desfășura activitatea și investiția efectivă, să o derulezi. Și poate particularități a sistemului de apă și canalizare care nu s-au mai pus la punct, să le aducem la stadiul de funcționare, ca dumneavoastră să poată prelua crabul, să poată prelua efectiv sistemul. Nu mai avem mult de lucru, lucrăm acum la stația de pompe, la Cămânarul aici, domnul Vici toată ziua acolo cu oamenii pe teren și supraveghează exact ce și cum se dă pe acolo. Am finalizat astăzi și cu stația de clorinare la Cuțul Nou. Adică suntem în parametri cumva. Dar asta o să vă lămurească dumneavoastră. La mulțumim, domnul Talal. A, mai vrei să mă scuzi, Lucia, dacă... Procedura de citat pe ținerea timpul sau o țineți pe primul? Nu o ținem noi, nu o ținem. Nu o ținem, am înțeles, vă mulțumesc. Bun, mai e ceva cu ce ai adăugat? Gata, mulțumesc, domnul Dalal, ultima... Stăriare. Aia, să-mi puteți... Da. Și eu să-i dăm... Nu-i înțeles cu toată lumea să votezi, cred? Da. Vreau să exprim de acord. Eu sper că tot când am văzut cu pomul în piept, că până în 2020 și așa, și așa. Tu cât te-ai bătut? Că nu te-ai bătut, dar nici nu... Dar așa, până înainte, când rău. Dar vă întreb eu, nu. Dacă vezi, nu am întrebat. Gata, am înțeles. Deci... Dumnezeu să fie așa, da. Dar... Mă doresc. Bun. Mulțumim, mai despunim la vot. Cine este pentru? Abținere pentru. Deci, toată lumea are o mai abținere. Formulăm abținere greșeală. Proiectul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării unor imobile, terenuri intravilane limitrofe, bazine de apă din zona de numire populară, Parcul Cupin, din intravilanul Comunei Măgura, județul Bacău, în vederea asigurării zonei de protecție a acestei. Inițiator primar Costi Brășoitache. Domnul primar. Sunt două suprafețe de teren, situate lângă înmagazinarea deasupra parcului Cupin, plus drumul cotă în diviză până la strada bisericii, care de acces către bazin. Așa cum discutam și anterior, cum am discutat și anterior, acum câteva minute, e nevoie pentru dezvoltarea viitoare, pentru proiectul pe voi, pentru care ne-au fost alocate 4 milioane de euro, pentru ca investiția propusă de dumneavoastră să se poată desfășura în bune condiții. Ați văzut și dumneavoastră parte de evaluare, documentația completă, rămâne doar să vă pronunțați. Mulțumim, domnul primar. Domnul Berușcă, ați ridicat mâna. Vreau să vă întreb, domnul primar, am văzut că sunt 3 suprafețe de teren cu 2 proprietari. Da. Ele sunt evaluate diferit, de către expertul Anevar, ca și valoare, pe metru pătrat? Dar sunt un lucru. Da, nu e sigur, e sigur. Vă întreb, la 200 de metri costă 13.000 de lei și apoi 995 de metri, 28.000 de lei. Păi da, pentru că este în aceeași funcționalitate. Drumul este ca da. Tot altfel. Acolo vine și drumul. Da, deci, păi asta vă întreb. Funcțiunea terenului contează în evaluare. Am început. De asta v-am întrebat, că nu dădeam... Deci avem un lot care e drumul cu tot cu teren și separat avem doar un singur. Am înțeles. Mulțumim. Domnul Talal?
Aveți, am văzut că este o informare, dar ați avut, n-am văzut, eu probabil n-am făcut o solicitare din partea CRAB-ului pentru a achiziționa aceste terenuri? Nu avem zonă de protecție. Bine, e zona de protecție. Păi dacă e reglementată prin și legi. Contract. Deci, zonele de protecție sunt bun. Conform legii. Cu o anumită distanță. Și nu credeți dacă... Și calea de acces. Și nu credeți dacă s-a votat predarea apei către CRAB și acum ar trebui gravirul la CRAB să facă aceste... Vă dau un exemplu simplu. Apa din Bacău, sunt locuitora Bacăului, apa din Bacău este la CRAB, da? Investiții pentru rezerva de apă le face municipiul Bacău. Da. Deci, investițiile majore le fac proprietarul. Haideți, da, exact. Haideți să ne înțelegem. Indiferent că e CRAB-ul, indiferent că e altă societate, investițiile le face proprietarul. Adică noi. Adică noi, da. Nu au nicio. Nu are nicio treabă CRAB-ul să vină să cumpere terenul. Am înțeles, domnul primar, mai este cineva, mai vrea cineva să supun la vot. Cine este Petru? Mulțumim. Proiectul numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției la finanțarea costurilor anuale de întreținere a persoanelor cu handicap 2019. Inițiator primar Costra Șordache. Cine este pentru? Mulțumim. Proiectul numărul 6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea regulamentului privind aplicarea taxei speciale de salubritate în Comuna Măgura, județul Bacău, inițiator primar Costra Șordache. Domnul primar... Domnul a modific. Ce? Nu aveți cuvântul, ca să ne explicați. La finalul anului trecut am avut o grămadă de probleme, o grămadă de adrese, la TISME, la SOMA, de peste tot. De la ECOSUR, care vizau stabilirea taxei de salubritate. Din păcate, au fost scăpate din vederea multe aspecte. Modalitatea de colectare a taxelor la persoane juridice. Cum? În ce mod? Sunt situații în care avem societatea, de exemplu, înregistrată pe Comuna Măgura, dar nu are 5 angajați care apar de rent. Sau, așa cum avem Davimonu, cred. Nu? Davimonu are 5 șoferi pe tir. Ceea efectiv nu stau aici, sunt angajat, dar sunt plecați. Dumnealui nu are decât birou aici. Sau situații de genul ăsta care trebuie să reglementate într-o fel. Pentru anul trecut, i-am încasat. Pentru că așa mi-a solicitat, conform situației de la DNR-Sal, am luat tot ce ne-au trimis, i-am încasat cu toți, pentru că trebuiau încasați, pentru că nu i-am dat bani, trebuie să dăm bani. Am recuperat o mare parte de bani. Dar pentru că așa trebuie să vedem exact cum e da, se diferențiem un pic față de situații. Mâine Dalbacu are 30 de angajați, taxa 30 de angajați. Dar Vimonu are 5 angajați, dar nu stă niciun comun, nu am niște drum, deci efectul nu prestează. Activități generatoare de generatoare de rețetă, cum spune să putem. Cam așa ca să vă dau un mare. Dar e cineva, domnul Mămâniță? De ce departamentul stabilește modul de încasarea taxei de salubritate. Da. S-a fi cum a persoanelor juridice sau și juridice. Și fizice și juridice și așa. Aici am văzut de la un punct pentru familie cu mai mult de 3 copii din noi, din Dacție, se păstrează la 4 membri, nu? Da. Și cei care mă locuiesc? Este foarte greu, dar s-a sesizat cu taxa e mare. E mare, 80 ceva de lei. Ori 4, 300 și ceva de lei. Adică nu e chiar ușor. Pentru familie care au mai mult de 2 copii în întreține, eu știu, 3-4 copii, e destul de greu, mai destul de greu. Și atunci mă gândesc că nu de acolo o să aduci noi taxa de salubritate la aici. Că nu sunt foarte multe familii. Dar când sunt șanse să nu încaseze. Sau sunt șanse să nu încaseze. Și pentru cei care familii de obicei cu venit persoană. Vreau să fac vedere la cei care nu locuiesc, au imobili și nu locuiesc, aplic și la așa. Da, și așa. E important să facă curățenie odată pe anul și imobili. Părerea mea că scot mai mult decât acolo ce vreau să am. Exact, a fost undeva sectat, vine la tutea la casă, de unde vin, din străinătate. Și foarte bine că vin. Încă mai vin și s-au făcut de curățenie și alea și de generator. Pentru o persoană, noi credem că e rezolvat. Am înțeles. Mulțumesc. Domnul Bernard.
am solicitat domnului vicepremier sau doamne secretar, dacă nu mai știu la câteva ședințe, o situație a plătitorilor taxe de sanitate, comuna rogă. Nu? Avem o procesă. Am solicitat într-o ședință anterioară o situație cu numărul persoanelor care plătesc taxa de salubritate din comuna rogă. Dacă câte persoane se raportează. Domnul ce se întâmplă cu cea? Încă mai vin. Încă mai vin persoane. Care te-i clar, nu au plătit toți. Și greu de prețul dispus. Cum e 4.200, 3.900. Sunt comprimat pentru că anul ăsta deja noi am stabilit o taxă pe care anul viitor o putem modifica, nu? În minus. Da. Dar nu, putem modifica. Deci vom face, anul ăsta o situație clară, o evaluare, vom vedea cum stăm. Și o modelăm în așa fel încât să acoperim cuantumul sumii pe care să-l plătim la prestatori. Dacă va fi nevoie să din nou, vom dinua. Nu e problemă. Au fost, dar când am vorbit, s-a putea de două întrebări de răspuns și am terminat. Mai trimit cu bere de gunoi. Sunt o deocamdată care au solicitat cu bere de gunoi și nu am... Deocamdată nu. Vă spun sincer, m-am rugat din două primar de când județ, mi-am pus una în porbăgaș și am dus-o unui vecin când crăpau basul cu cedere. Ai vrut tu să câștigi cu fond. Am fi curent, serios, nu uităm doar la discuții. Dar era o paranteză, o glumă. Deci sunt șanse să mai bine. Deocamdată nu, până nu se termină licitația. Și crezi până la urmă. Licitația e interrumpată. Ia acum mai derulare. Nu poți să mai derulare. S-o faci cu doră, dăm cu bere. Dăm cu bere pentru că nu știi dacă dumneavoastră va mai fi prestator. Aici s-a înțeles. Mulțumesc frumos. Asta e aici. Eu nu vreau ca să supăr pe niciunul dintre colegii mei, dar aveți regulamentul privind aplicarea taxei speciale de salubritate la mapă și la salubritate de acasă și se pun întrebări pe marginea regulamentului în care aveți răspunsuri. Aveți răspunsuri acolo. În ceea ce privește numărul de locuitori din Comuna Mărgura, acesta este fluctuant. Da. Bine. Dar cei care contribuie, care trebuie să contribuie la taxa de salubritate, este egal cu numărul de locuitori. Deci tot ce există locuitori pe raza comunei, este plătitor de taxă de salubritate. În afară de condiția pe care a pus-o la punctul 8, că se plafonează la familii cu mai mult 2 copii minori. Încolo toți, că au până așa 15. Bine, mulțumim, domnul. Mai vreți să spuneți ceva? Da, mulțumesc și eu. Domnul Talat? Da, haideți să lăsăm pe domnul Talat ca să trecem la vot proiect, nu? Domnul Talat? A fost foc și ureche, dar... Nu-i problem. Domnul Talat, ați văzut că imediat am atras atenția. Haideți să spuneți ce este dispus ca să... Au fost 4.000 și ceva la vot care au votat, sunt din comun. Nu? 4.300 sau nu știu. Dacă vei la 4.300, eram ca... Nu. Au fost creștere, nu 4.000. Au mai fost și creștere suplimentare. Eu zic că anul trecut când am calculat taxa, s-a calculat pe un număr mult mai mic decât este acum, ne luând în capul și cei care încă nu sunt prinși în comună, adică care au domiciliu în Bacău sau în altă localitate. Eu zic că la anul, dacă așa, trebuie făcut un studiu exact cu toți locuitorii comuni și să pună cât de cât o taxă corectă, adică... Păi nu a început cu 1 iulie, bănesc, nu? Da. Iulie. Mulțumim. Domnul Talala, dau ceva, cum să ne șpărmă domnul... Și știi că o chestie de la 1 iulie, am citit, nu, n-a fost să vedem la care 1 iulie, dar cred că de anul ăsta, se vor da amenzi dacă nu... Știi, poate mai bine, dacă nu se face selectarea... Corectarea selectivă. Păi da. Să mai iertă Dumnezeu. Sunt unii care nu au nicio problemă. Cum să mai faci doi? Adică e adevărat ce spuneți. Dar, în caietul de sarcini la licitație, acum sunt prinse câte două cuvere pentru fiecare gospodărie. Eu așa aș putea. Bun, știm care este oricum să... Da, oricum nu aveam nimic. În timp am încercat și am reușit în mare parte să dotăm comuna de începând din 2012 cu cuvere. Mai este un moment tot legat de gunoi. Când nu vine mașina de gunoi, vă rog să anunțați, ca să nu mai scoată lumea acolo, vin câine și împrăști
în unele zone acolo și nu e greu să anunț pe Facebook. Toate realizate în Marexie are dumneavoastră, l-am văzut pe acolo, faceți și chestia asta. Ce să nu vă ale noastre, domnule. Ale noastre, da, la exact. De noastre. Am zis ale noastre, da. Nu, nu, ale noastre, sunt unul. Face corectare, se reclipă și... Adică, transportul bărgăsc, tot se reclipă să facă. Faceți la grămadă. Dragi colegi, avem fi domnul Pleșca, care așteaptă, vă rog să mă scrieți la cuvânt. Acum, ca și completare la ce ați zis dumneavoastră, oricum colectarea banilor la bugetul local o să scadă anul ăsta, pentru că s-au introdus niște articole noi, prin care cei care au sediu social, unde au și domiciliu, plătesc o singură taxă de solidaritate, iar articolul cu iau sediu social, plătesc o singură taxă de salubritate. Se ajunsesc ca persoană juridică, 190 de lei, nu plătesc. O singură persoană, ceilalți plătesc. Nu? Dar nu-i corect. Deci plătești ca persoană fizică și ca juridică. Și nu-ți mai iau și juridică. Adică persoana care plătește, să zicem, administrat cu firmă, plătește ca și persoană juridică. 180. Dar membrii familiei, 2 sau 3 că sunt, plătesc. Plătesc la mamă. Plătesc la mamă. Dar să înțeles, mulțumesc. Da, da, să facem un pic din liniște, ca să... S-a mai scăzut acum pentru familiile cu mai mult de 2 copii minori în întreținere și se atinge foarte bine că sunt destul de multe familii cu mai mulți copii. Iar privind colectarea selectivă, trebuie să se bage menți, dar în același timp și în atribuțiile operatorului de sanitate, intră că trebuie să ne punem la dispoziție anumite dotări pentru locuitorii comuni. Deci putem să solicităm acolo suma, să cine să știe de sănătate. Deci sunt prinsipi de aici de stat. Deci și administrația locală poate. Da, în administrație sunt prinsipi cu bere, câte două pentru fiecare. Haideți să stați așa un pic, vă rog frumos. Da. Lăsați la plătiri foarte bine. La viitorul prestator, poate nu știu cine e. Sau cine va fi, vor fi plătate o funcție cu bere pentru... Așa, acum avem pentru selectiv doar țapurile astea pentru pietru. Aveți bun și astea acolo. Da. Punem la vot. Cine este pentru? Proiectul numărul 7. Proiectul numărul 7. Proiect de hotărâre privind completarea domeniului public. Al comunei Măgura, județul Bacău, inițiator primar Costra Șordache. Domnul primar, spuneți-ne despre ce completări. Avem o enclavă la intrarea comunei la Cadii și Eplinici. Probabil la întoarcerea documentației cadastrale n-am măsurat cât trebuia să măsoare și este o bucată de teren acolo. O suprafață de teren care nu e prins în, nu este intabulată. Și atunci trebuie să facem ceva să o intabulăm. Și sunt completă domeniul cu bucățile aia, da? 62 de metri pătrați? 62 de metri pătrați, da. Nu e complet documentația cadastrală la domnul trei. Bun. Spunem la vot sau aveți discuții? Care nu ne afectează neapărat pe noi. Noi suntem în derulare proiect. Afectează exact ceea ce zic ca mai vreme rezerva de apă bacului. Domnul Galat, domnul primar, domnul președinte, doamna secretară, pe domnul primar pentru că de fiecare, la fiecare ședință vine și completează domeniul public al comunei. Numai că de 4 ani de zile zic să dați și frântările de dealul mare. Da, nu o să faci să de acolo și iar am frumos, ce frumos să avem luat acum ședință? Vă rog să măcar... Rămâne într-o discuție viitoare. Și poate văd că oamenii de dealul mare nu să aibă apă și ei o să... Deci vreau să vă spun că avem un chin cu domeniul public și să vă spun de ce. Am reținut cu doriți să-i produce. Dar n-am venit, domnul primar, m-a dat... Vă rog, ascultați-mă. Domnul primar, a spus, cred că de 20 de ori de frântele din 70 de ori este dreptul meu. Dar mai este stimulat. Dom'le, avem diverse, domnul președinte. Avem proiectul ăsta. Hai să lăsăm hotărâri la diverse, domnul. Dar nu poți să vă mulțumim. Am înțeles, domnul. Dividerii o lăsăm la diverse, să nu ușor dezbat.
Fatim acolo, așa cum vreți dumneavoastră, în limita angelilor. Am o rugăminte la dumneavoastră. Mai e cineva care vrea să ia cuvântul sau spune la vot? Spune la vot cine este pentru. Nu avem abțineri, nu avem împotrivă. Mulțumim. Trecem la următoarele trei proiecte care au fost suplimentate pe ordinea de zi. O să le dau citire, după care luăm fiecare parte. Proiect de hotărâre privind aprobarea investiției în înființarea distribuției de gaz natural în localitatea Dealul Mare și Grihar, aparținătoare cu Neimăgura, județul Bacău și participarea la cofinanțarea acestui. Inițiator primar Costraș Iordache. Da. Toate trei. Îmi cer scuze, m-a deranjat cineva, am închis telefonul. Proiect de hotărâre privind aprobarea tocmirii documentației pentru cumpărarea unor suprafețe de teren limitrofe bazinului de apă din zona de numire populară Parcul Cubin, în extraglav cu unii mâncări să facă. Am greșit. Acum am uitat că asta nu este deja. Am greșit. Vă citesc eu, scuze. Când am făcut aia. Instituirea unui drept legal de uși și servitute în favoarea municipiului Bacău, în suprafață de 1950 de domeniul public al comunei, strada Întrevii, pentru executarea unor lucrări într-un tronson de conductă pe strada Întrevii, pentru investiția rezervată de apă municipiului Bacău. Scuze, am pus... Și al treilea proiect? Este... Vreau să o comite, mă putea. Da, o mai proiectul de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitare pentru Salubritate Bacău pentru 2019. Acestea sunt cele trei proiecte suplimentare pe ordinea de zi și începem cu primul citit. Vreau să întreb că mă refer la, la proiectul suplimentare și înainte de a supune la vot, pentru că încă nu suntem informați chiar în claritate. Vă solicit și eu să-mi dați și mie proiectele astea. Adică acum voi afla amănunte despre ce este, dar vreau ca să le am și eu, da? Deci l-am dat la comisia dumneavoastră. Da, dar nu a ajuns la vot. Scupă asta, acum aș vrea asta. Nu, nu-i cu răutate, ci vreau ca să mă dezvăluiesc. Da. Este că la început, vreau să mai repet o dată, a fost supus la vot împreună cu suplimentarea. O fost mi-a dezintit. Dar așa este. Nu, dar nu e nici problemă. Ca să pot să le citesc. Nu, dar e ok. Nu e un lucru care mă încurcă sau un lucru. Dar e bine ca să fie o cunoștință de cauză. Foarte bine, domnul Tristan. Bun. Haideți să trecem la primul. Primul proiect, da. Primul proiect. Domnul primar. Primul proiect pe care îl aveam suplimentar pe ordinea de zi. Este proiect privind aprobarea investiției în înființare distribuției de gaze naturale în localitățile Dealul Mare și Crihan, aparținătoare comunei Măgura, județul Bacău și participarea la finanțarea acesteia. Este un proiect de hotărâre, o hotărâre pe care o vom lua astăzi, sper că va fi toată lumea de acord, pe care o așteptăm de foarte multă vreme. Săptămâna trecută am fost la Târgu Mureș și am stabilit împreună cu domnul director de acolo, domnul Macare și cu toți factorii de decizie, cum și în ce mod vom putea extinde concesiunea, licența pentru cele două sate. Așa cum mi-au promis și dumneavoastră, am primit, miercuri am primit, dimineața am primit avizul, drept pentru care am întocmit acest proiect de hotărâre. Este un lucru bun pentru comună, cred că așteptat de fiecare dintre noi. Am luptat foarte, foarte mult pentru realizarea acestui lucru, pentru extinderea licenței pe cele două sate. Și iată că în final am reușit să ajungem la liman, să primim avizul conform de la Delgaz pentru întocmirea documentației pe cele două sate și extinderea rețelelor de gaz. Eu vă mulțumesc pentru sprijinul pe care mi l-ați acordat în toată această perioadă. Pentru că și dumneavoastră sunteți partași la această realizare, sigur nu vă face nimic, clar. Și să dea Dumnezeu să mergem în forță înainte, să ne apucăm efectiv și de dreapta. Vom vedea de unde identificăm sumele. Eu, sincer, n-am avut niciodată emoții când e vorba de bani. Dacă va fi cazul, vom apela și la împrumuturi sau nu știu.
Poate vom găsi chiar resurse guvernamentale în țară, nu neapărat europene, pentru că nu știu dacă se deabrează ceva în perioada aceasta pe fonduri europene. În rest, ce să vă spun, să dea Dumnezeu să avem cât mai multe realizări de genul acesta și să venim în sprijinul cetățenilor cu astfel de investiții. Da. Domnul Beruș, când ați înscris primul la cuvânt, domnul primar, vreau să vă ridic în picioare și să vă felicit sincer pentru tenacitate pentru acest proiect. Mulțumesc. Mulțumim. Ne luăm înainte. Nu, deci... Domnul Talat. De asta m-a salutat și eu am vrut să felicit. Așa cu contul 11. Numai că vă rog să nu mă întreb. Eu vă rog să găsiți o firmă care îmi face o lucrare, așa, să respecte regulile legând de securitatea muncii, să nu cadă afacerile în șans, să nu cadă oamenii în șans, să pună niște, mă rog, să pună niște, așa, să împrejurească, pentru că dacă venea, după aia, dacă făceam, dădeam un telefon la ITM, iar veneau și mă dădeau amendă, iar îmi spuneți că... Incidentul cu vaca pe care l-ați mediatizat dumneavoastră foarte intens pe internet. Nu l-am mediatizat. E incidentul izolat, probabil, proprietarul ar fi trebuit să ia animalul de funii, de a să-l conducă, pentru că e o zonă de șantier, adevărat. O zonă de șantier nu aduce... Domnul Chitin poate ne spune și cu cât șantier. Confort clar nu aduce. E strada spartă, într-adevăr. Într-adevăr, pot exista situații de genul ăsta. Dar asta nu înseamnă că dumneavoastră sunt vinovați că a căzut efectiv. Nu v-am întrerupt și m-ați întrerupt fără să... Am cer scuze, am observat această lucru. Domnul Chitic, dacă tot ați făcut referire și considerați că este a doua, așa, eu cred că face, cum spune legea, deci respectă acolo, că acolo nu se joacă unde lucrează dumneavoastră. Aici nu vaca este vinovată, voi sunt vinovați, dar nu voi să spun. Eu vă rog să supravegheați această lucrare, la orice lucrare care uitați, să o supravegheați. Pentru că, pe lângă disconfortul care o crea, că s-a rog și conducta aia care alimentează vacile, știți foarte bine de acolo, și măcar puteați cu o cisternă sau cu mașina acolo să duceți niște apă. Ne-am îngrijit, domnule, ca pe toată această perioadă, nu ai zis să nu suferi. Și ducem apă cu cisternă acolo. Nu se putea efectiv realiza lucrarea până nu scotea conducta de acolo. Pentru că l-am pus la 20 cm, nu avea cum să o evite efectiv. Și atunci, pe cheltuiala constructorului, s-a luat decizia să o locuiască, efectiv, toată țeava de la magazinare până la Iordăncaia, anterior pentru 2-3 ani, nu a fost înlocuită țeava de acolo. Mai ales că e săpat. Eu ce să vă spun, noi supraveghem, mergem de obicei în teren, mai bine dirigintele, nu mi s-o pună nimic în regulă. Executatul și asume, exact. Stimați colegi, vreau și eu să vă felicit pentru acest proiect de hotărâre și să fie un proiect de hotărâre, un proiect realizat în cinste și memoria colegului nostru, Jarul Rădugu, pentru că la fiecare ședință de Consiliu Local ne-a indicat problema gazului din Dealul Mare și uite că în sfârșit putem să-l realizăm. Așa că mai avem mult viață. Spor la lucrări să fie un proiect realizat cât mai repede, să aducem gazul oamenilor din comună și ce să vă zic, felicitări încă. Mulțumesc. Domnul Niție, la și până domnul Chipic. Mulțumesc. Domnul primar, vă mulțumesc și eu, în mod deosebit și mai ales o să fiu beneficiară. Mai avem o prognoză mai lungă, așa, o rezultare clar de timp. Da. Aș vrea să spun să vă pun o întrebare, că există un temel în legătură cu proiectul respectiv, până la acoperire toate străzile și zona
respectivă, la care se referă extinerea de gaze, în mod deosebit în dealul mare. Așa. Cam asta era întrebarea. Dacă, într-adevăr, acoperă, i-am spus că sunt teme că n-ar acoperi extinerea respectivă în toate zonele și străzile din dealul mare. Deci acoperă străzi în principiu. Strada Ferragol, strada mare, zic, învățătorul da, învățătorul CFR. Nu acoperă prietenii. Nu acoperă prieteniei. Scapă trei cruci pe partea de la DN11 la Barest. Acolo o să trebuiască să facem o lucrare din proprietate, separat din proprietatea vestului domn mai sus din Mihail, acolo, vis-a-vis de, așa este, nu pe acolo să trebuiască să intrăm. La DN11 foarte are nevoie de lucrat și se gărește toată lumea să trăiesc acolo. Nu putem acoperi, nu am putut acoperi chiar tot, toate... Bun, și DN11 nu acoperi, să înțeleg? Cum? Nu am spus că extinderea nu tot nu mă prind și de DN11, care onești? Da, este extinderea de DN11, este băgată. Am mai departe școlă, da. Da. Este ce am băgat de DN11, care e drăgașul. Este până la un... Există restul. Doar că nu vă puteți brașa, că locuiți cu bianuari. Asta este un inconveniment. De asta poate. De asta acum nu trebuie să vă brașați. Nu trebuie să așteptați să ducem în deaua mare... Am înțeles. Problema pentru un brașament acolo am avut control la București. Nu știu de ce, cum, în ce condiții, cum acolo se verifice dacă brașamentul respectiv e pe comună Mogră, nu pe sau în Mogră, nu chiar pe comună Mogră. Domnul Niță, mai aveți ceva de adăugat? Mulțumim, domnul Chitic. Stimați colegi, mi-am permis astăzi să... Da, domnul Talal? Da. Da, într-adevăr, bine ar fi fost. Domnul Șefșele, după aici. Tot legat de reglementatura Duhului, vreau să vă spun ceva. Haideți să și pe aia trec la ce, ca să nu... Legat de Cupa Măgurii, aș vrea să organizăm Cupa Măgurii de fotografie. Legat de domnul Talal, am o rugăminte, ca să nu stăm discuții pe rând. Haideți la diverse. La gaz, domnul primar, vreau să vă spun că dacă ați fi făcut treaba așa cum trebuia să fie, de exemplu, unde stau eu, trebuia să fie avut gaz. Vă rog încă o dată să facem chestia cu delimitarea satelor. Știți, foarte bine, este o chestie foarte importantă. Noi stăm, vecinul, v-am mai spus o dată. Vecinul deasupra la 50 de metri este în Sobotor, pe aceeași parte și haideți să facem ordine. Nu, dar la adevărat că sunt foarte multe lucruri de făcut și de reglementat. Nu știu când se ne mai putem face. Este foarte mult de lucru. Ca să știm care este satul. Este foarte, foarte mult de lucru. Am dat un lucru acum și locul de joacă din coturi. Amenajare în față la dispensar. Deci este enorm de mult de lucru. Pentru toate astea trebuiește reglător. Oamenii ăștia în nebune. Cum mai spun doamna secretar, care nu mai știe cum să mai scoată la capul. Proiecte din hotărâri. Astăzi, trei suplimentari. Au lucrat până aproape de ședința condiții. Extraordinar de mult de lucru. Dar, doamne, dar sunt lucruri importante. Prima dată și prima dată, eu vreau să știu că vecinul meu... Eu cred că, proprietar, trebuie să ne bucurăm de faptul că, în sfârșit, avem acceptul dialogatului să extinde licența. Și nu va mai fi cazul să faceți licența. Am înțeles, dar o să fie o bulbuială de tot acest. De aceea, dacă vă spun licența. E adevărat ce spuneți, prima dată, pentru că când o să facă proiectare, o să se întâmple cum de vine țara de acolo, la Sohodon, de exemplu, dar și aia fac dacă la dealul mare, la Crehan, aia dacă la Sohodon, adică... Proiectarea să asta vorbiți de brașamente individuale care nu are treabă cu proiectul ăsta. Brașamente individuale după aia vin, să brașează oameni, fie că sunt Sohodon, fie că sunt Crehan, se pot brașa la rețeană. E bine reglementat, adevărat, ce spuneți dumneavoastră. Eu nu neg. Dar nu știu când se mai fac, dar o să încercăm să... Mai recomandat prin ban. Fii sigur că... Mulțumesc, hai! Bun, domnul Chitic, vreau să ne luați... Cercetare, vreau să vă spun că i-am comunicat și cu domnul Radu. Mai fac și chestii de genul ăsta.
Da. Mă bucur că s-au găsit coturi de dreapta. Da. Da. Avem. Ceea ce trebuie protecția muncii, domnul primar, într-adevăr, aveți datoria morală să supravegheați puțin, pentru că e din Convenția de Sănătate și Securitate Muncă, prestatorul are niște obligații pe care trebuie să le respecte. Din punct de vedere moral, nu-i rău să mai treceți pe acolo. Trece domnul Vici, mai trece și pe unul. Da, mulțumesc. Încă o dată, cer scuze. Da, medici. Un moment. Supunem la vot proiectul, cine este pentru? Vreau eu a doua întrebare, dacă o trebuie. Tu și-o o să o adresez la diverse. Da. Da. Deci, toată lumea nu există împotrivă, nu există. A doilea proiect, pe ordinea de zi, este cel cu la suplimentare. Rezerva de apă. Da, rezerva de apă. Da. Privind instituirea unui drept legal de uz și servitudine în favoarea municipiului Bacău pentru suprafață de 1250 de metri pătrați din domeniul public al Comunei Mocura, județul Bacău, strada Întrevii pentru executarea lucrării tronsuri de conductă pe strada Întrevii pentru investiția de rezerva de apă municipiului Bacău. Exact așa este formulat. Da. Așa, domnul primar. Da, este vorba de suprafața de teren pus la dispoziția executantului pe perioada lucrărilor și nu numai că, pentru dumneavoastră vor avea acces să își verifice, să intervină la conductă când este necesar, să sperăm că nu va fi cazul în conductul nou și probabil va dura ani de zile până să se întâmple să o înlocuiască sau să facă altceva. E venită târziu, tocmai de asta am pus-o pe ordinea de zi. Chiar am primit felicitări Comuna Mocura de la Consiliul Județean pentru promptitudinea cu care am răspuns la solicitărilor vis-a-vis de acest proiect. Aia nu e un proiect caritar, e un proiect major pe municipiul Bacău. Întotdeauna am fost la punct cu toate pătările și doamne secretar, mulțumim. Că dumneavoastră e capul lucrăților care zic așa, ea le descoase și le face și le luat aici cu toate, cu tot ce și trebuie să le pun în baza legii așa cum trebuie. Și trebuie să acordat dreptul ăsta de uși și servituri, ca și până la urmă să-și poată desfășura lucrările din perioada asta. Ne dorim și noi să termine cât mai curând, ca să putem încheia asfaltarea până la urmă. Nu știu. Nu, păi am luat avizul de la noi pentru uși servituri, avizul de la Consiliul Județean așteaptă avizul ăsta al nostru și probabil într-o săptămână ar trebui să dea autorizația de construire și apoi. Promisiunea așa e făcută și cred că și dumneavoastră vor ține de cuvânt să înceapă lucrările din zona Întrevii. Ar trebui să încheie, eu știu, într-o lună maxim să monteze conducta. E foarte bine să încheiem și noi lucrarea acolo, să vorbim cu frașul de asta de asta vreau să trebuie și eu, domnul primar, îmi iau și eu dreptul să o... Da, mi-ați răspuns. Dacă spuneți că... După asta stăm, dacă nu am o păsirea din zonă, puteți mai comunicați. Am mai primit întrebări. Când și cum? Asta e singurul motiv pentru care nu am mers până la urmă. Întrebarea mea era dacă ei se apucă și termină anul ăsta, avem o șansă să termină cu asta. Păi... Termină să apucă imediat. Adică, depinde unii constructori. Asta am zis că să facem un pic de liniște, după care vă dau cuvântul cu cea mai mare plăcere. Domnul Talal, aveți cuvânt. Domnul președinte, stimați colegi, vă rog să votați favorabil acest proiect, pentru că o parte ca să scurtăm la... Bacalaie în roșie, de câte chiar e și doamna secretară și eu am afaceri acolo, sunt foarte bine când nu mai e apă. Asta este. Să înțeleg că, domnul Talal, acum, dacă tot ați deschis subiectul, practic, Comuna Măgure este o mână de aur pentru județ, pentru municipiul Bacău. Am înțeles. Mulțumesc. Drept compensare să ne ajute și pe noi cu adăpostul lor de câini, să mai aducem lucrurile la noi. Să colaborăm mai departe. Să facem de câini comunitatea. Exact, așa. Adică chiar mi s-a părea oportun să pot fi negocieri din sensul ăsta. Discuția mai făcut, să știți, cu două principii. Am înțeles pe proiect, să discutăm imaginea proiectului, dacă sunt întrebări.
Sincer, am pus mă abțin. Dacă mă cine este pentru? Înțeles, toată lumea este pentru, nu avem împotrivă sau abținere. Și ultimul proiect de ordinea de zi, suplimentat, adică așa de ordinea de zi, este cel privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Sănătate Bacău pentru anul 2019. Aici este vorba, domnul Talat, despre ce spuneți dumneavoastră, 2019 despre ADIS. Domnul primar? Bani. Am văzut că e foarte simplu explicat. Aici a fost din locuitor. Deci tot stabilită. La număr de locuitori este la film și stabilită. Noi vreau și de 3.500. Faceți puțină liniște ca să vedem și aici despre ce-i vorba. Este 5.000. E 6.000 de lei. 6.000 de lei. Haideți să... Avem 15 consilieri, deci suntem peste 5.000, da? Da. Adresa venit în 2016 la prefectură. Eu n-am fost aici, dar am fost la o comună peste 5.000. Nu știu cum. Foarte suntem pentru 5.000, peste 5.000. Nu știu că s-o reglementa, că voi... Vă rog să vă înscrieți la cuvânt, ca să avem ordine în continuare, să mențin ordine. E logic. Ai 15 consilieri, ești peste 5.000. Deja, da, e frana 6.000. Mai avem cine sunt. Supun la vot. Cine este pentru? Abținere împotrivă avem? Da, vă dau voie să fiți primul la diverse, dar vreau să adaug și eu ceva, că ați văzut, n-am avut nicio intervenție astăzi, ca să fim foarte eficienți. Am rugămintea la domnul primar, o adresez în principal. Am văzut câteva zone care au fost ricolate sau nu știu cum să le zic, pe drumul de pe vale. Presupun că drumul este încă în garanție. Da. S-au deteriorat foarte mult din beton, cele care traversează drumul. Da. Practic, da, niște paveri care carosează ricola, ca zic așa, pe traversări. E foarte bine. Și acele s-au... Au fost, nu știu, eu am văzut acum, am trecut pe acolo de valori, exact. Practic, nu poți să treci, îți drum doar. Da. Și trebuie sesizat ca să le reparăm. Da. Da. Am avut vizită în teren la... Cred că e săptămâna trecută. Nu? Săptămâna trecută am fost la noi. Vinerea trecută, cred. Vinerea trecută am avut și constructorul de gen șantier pe toată lumea, comisia completă. Și am fost pe zona B, Valde. Au fost trecute toate de eficiențele. Constructorul are la îndemână o lună de zile să remedieze, altfel îi executăm din garanție. Dar nu cred că este cazul. Dumnezeu deja mi-a comunicat că a dat un lucru plăcită astea de beton să le înlocuiască. Și mai are un cămin la... Da, la Chiuș. Un cămin la Chiuș, nu știu de ce cauză, o să vină dumneavoastră să lucreze, să mai este de mult mai. Mai sunt ceva deficiențe și pivoare, dar care sunt din proiectare, cum nu știu, acolo ceva nu a funcționat, nu a mers, nu știu. Dar nu putea să le omul executat, poate nu executat așa cum trebuie. Pot, ăla și cu descărcarea, pe loc. Descărcarea e fantastică. Dar acum nu ne putem aștepta la nimic bun, când avem colectarea apei de pe un drum în pantă, așa cum e Gorhana. Vă dați seama că tot balastul o să-l aducă veșnic la vale până o să reușim noi să asfaltăm acolo. Dar la aveți cuvântul, dar vă rog să vă... Mai cadeze două minute, dar nu mai vorbește nimic. Deci, primul punct, domnul primar... Stați așa un pic, că n-am gătit. Am să vă dau și o veste bună vis-a-vis de aceste două veste bune, vis-a-vis de aceste drumuri. Am depus la CNI o documentație pe care solicităm și noi niște bănuți, așa cum spune domnul Vici, pentru asfaltarea drumurilor afectate de inundațiile din 2017-2018, așa cum arată raportul de sinteză făcut de ISU. Și astăzi au fost solicitări din partea lor pentru anumite clarificări. Semnale ar fi că sunt bani, se dau și bani europeni pentru astfel de situații. Și Doamne ajută, eu știu, poate reușim să accesăm. Da, de ce nu e, da. Se prinsă și zona pe vale,
E prin Sibor Hana, cu Scușbicu, toate drumurile care au fost afectate de inundații și erodate în mod... Cedeaua Mare, exact. Îți spuneți drumurile toate, care de obicei știți dumneavoastră că s-a afectat. Și ați văzut la statul de aviz, vă dau la fiecare aviz, vă dau la fiecare aviz. Se supără domnul Pleșcă. Pe ce de aia funcționează, după aia se ocupă ei. Asta e la domnul Pleșcă. Mulțumesc. Și avem, stați un pic, mai avem, am depus și documentația, și documentația la drumul deja pe care l-avem în execuție. Săptămâna trecută am fost la București și l-am depus la, acum două săptămâni, la statistică. Da, din statistică și prognoză. Am depus restul de executat în valoare de 47 miliarde pentru finanțare din partea guvernului. Pentru întrevierea să și potroșa cu tot ce trebuie am depus pe dată. Sperăm tare să reușim să primim și finanțare. Mai aveți? Mai am. Vă da, te aștept. Bun. Domnul Dalal, aveți cuvântul. Stimați colegi, voi fi scurt. Mulțumesc. Vă rog, domnul primar, că anul ăsta cu comandului să mișcăm cu știință, să o facem să, și să dăm această copie tot regretatul nostru. Coleg, să-i dăm numele de Radu Florentin Radu. Să facem cu magurile de fotbal. Asta e ordinul, dacă nu... Nu le-am stat pe asta, mulțumesc. Bun, două probleme. Am foarte mulți legat de programul discotecilor. Legat de programul discotecilor și nu știu. Sunt foarte mulți oameni din Dealul Mare și numai afectați de, ca să spunem așa, discoteca asta care la principe. La principe, vă rog să nu-i dați aviz până la anumită oră, adică până la ora 10 să fie muzică, după aia îi spargem cu... Așa, vă rog să facem ceva legat de reglementarea... Știți că avem mari probleme acolo și mari probleme de viață cu ei. Stați un pic, după aia vă răspund la dată. Da? Mai este o problemă, vă rog să... Poate este o oportunitate să asfaltăm drumul, cum ați spus așa, iar drumul tot din biserici, nu știu, trebuie să rezolvăm cu suprapunerul. Vă rog să facem așa fel încât și nu este mare scopare să rezolvăm. Sunt oamenii care au intrat sau credeți că au intrat acolo, trebuie verificat câți metri pătrați are. Păi dacă are mai mulți din metri pătrați și au intrat în stradă, duci vorbești cu oamenii, te rog să te retragi. Asta e una. Doi, în cazul în care nu se retrage, tu duci la interamagardul și pailii, că n-ai 1000 de metri. Dați-o cu ei. În cazul în care omul are 1000 de metri pătrați și aceea e suprafață, îl rugăm frumos să îi dăm bani, cumpărăm, facem ceva, pentru că acele sunt generale de mează. Adică se pot ca asta. După aia, dumneavoastră, mai am zis că voi fi somnul, dar vă ca să ascultăm aici. Legat de bibliotecă, vă rog, avem un număr 6-7.000 de cărți care stau acolo și publicesc în Căminul Cultural, care stă secată. Și vă rog, haideți să ne gândim la o soluție, să plăm acolo, să nu stă acolo, să-i dăm la copii. Știți, poate mai din 2001 poate vrea să citească. Haideți să căutăm o soluție cu toții să cumpărăm, nu știu care, un container, cumpărăm așa, să le punem. Să nu stă, e și păcat de Dumnezeu. Mai avem încă o problemă, vă rog, legat de Chitameul Cultural, să faceți, în cazul în care aveți de gând să faceți o investiție, pentru că eu știu că și înainte, când era domnul Palagiu, să facă o investiție, au făcut un studiu, o expertiză și fundații și noștri sunt dramatici. Deci eu zic felul acest cămin, n-are rost să-l zugravim așa și să cadă după 2 sau 3 ani. Adică să facem o expertiză, să vedem dacă putem să investim bani, ca să nu investim banii comuni deja. Mulțumesc! Haideți să o luăm în ordine atunci, da? Am spus exact ceea ce mă durea cel mai tare. Actualizările astea, reactualizările astea pe care, despre care pomeniți dumneavoastră. Un număr pe supraza comunii și chiar vă rog și foarte bine că ați ridicat problema, chiar vreau să o ridic eu, dar ai venit ca scurt și dumneavoastră.
Avem 214 suprapuneri pe raza comunelor. Am încercat, am tot încercat și cu domnul inginer Vlad. Am trimis adrese la topometriști, am trimis adrese acasă la oameni. Nu se prezintă mulți plecați, mulți pe extravilan și acolo este foarte greu. Zona Metalbac este transformată în zonă de intravilan de locuințe din extravilan, ceea ce este foarte greu. Unii au fost între tablale acolo și au făcut foarte mulți puzuri. Era foarte lese să-ți faci puz și au făcut puzuri, au îngrădit lumea pe ea capă. Suprapuneri, domnule Talan, nu sunt fizice. Sunt virtuale. Sunt virtuale, deci în calculator sunt suprapuneri peste drum. Nu știu, sunt bani virtual, domnule, așa terminat. Ei, problema este că trebuiește acceptul proprietarului, pe care nu-l găsești sau care nu-și dorește sau care nu vrea să-ți ia bani. Până în 2%, da. Dar trebuie să găsești unul care să o facă și nu o face nimeni fără bani. Adică nu se duce nimeni să umple la lucrarea un berușcă, eu zic, băi, eu dumnezeu, berușcă 2%, că îți prieteni cu primarul sau cu talal sau cu vota. Nu, o spun, vrei diminuare, orice lucrare vrei să faci. Diminuare, depoziționare sau orice, te spătești. Ca să nu mai întâmpinăm astfel de probleme și să mergi și noi, în sfârșit, toată baza de date pusă la punct a comunii Măgura, drumuri, clar, oglindă, vrei să te apuci, mergi pe cenii să accesezi fondul, da? Vin ăștia și îți dă, o să dea hotărârea, spun, da, domnule, îți dăm bani. Adu documentație de catastrale. Și stai și din ce casă perpinal. Banii ai, banul le ai, apucă din primul în fugă atunci și fără. Și așa și dimineață. Va trebui, pe cheltuiala noastră, să facem toate repoziționările astea cu care mă chinui de 3 ani, de nu reușesc să fac. Am avut inclusiv o... De la București m-a sunat cineva și mă spune, să trimit avocatul acolo, să vedem ce ai dumneavoastră cu proprietatea mea, de unde. Deci, oamenii percep și înțeleg în felul lor. Își trebuie că cineva îi știrbește din proprietate sau îi prejudicează într-un fel anume. În fapt, e doar o repoziționare în calculator. Părtașul scoți aici, topometristul, OCP-ul care le-a primit în baza de date și nu a verificat. Nu mai știu. Acum ele sunt prinse acolo, nimeni nu se mai bagă să le mute, decât așa cum prevede legea. În știință am făcut comunicări, sunt făcute 200 de comunicări la toți cei care au suprapuneri. Făcute cu o adresă, cu o recipisă de, cum se zice, de primire, de confirmare de primire, pentru că ne sunt necesare la OCP, să facem dovada cu noi, i-am înștiințat. Asta era dorința. Nu o să ne ajungă banii pe care avem noi, avem 5 milioane la reactualizare în domeniul public, nu are să ne ajungă banii. Va trebui să întabulăm și 17 km de drum pe care noi avem întabulați. Dar vor fi cheltuieli mai mari, o să, în luna iulie, o să vedem pe unii găsim bani, să segmentăm fonduri, vom vedea ce presupune treaba asta. Asta vreau să vă spun. Să-i răspund omului biblioteca. Cu biblioteca. La bibliotecă cărțile sunt ambalate în cutii, sunt puse la adăpost, nu le plouă, nu putrezesc, nu se întâmplă nimic cu ele. Nu am identificat și nu avem spațiu să le luăm de acolo. Când o să ne apucăm din construcție, o să găsim pentru să le aducem aici în spate, în camera din mijloc. Așa, după cum știți și dumneavoastră, au fost accesate fonduri europene pentru cămin. Avem la avizare documentația de atribuire efectivă. Adică contractul pe care l-am încheiat cu firma care a câștigat licitația. Cred că ar trebui zilele astea să apară deja, că e din Murdișor, e foarte mult de lucru și la firmă. Să apară avizarea și să ne putem apuca de treabă. În momentul în care s-a făcut proiectul, nu se dădeau bani pentru construcție, nu se dădeau bani pentru... La fel și acum, nu. Pentru modernizare. Pentru modernizare. Contrar la ceea ce spuneți dumneavoastră, că pe vremea lui domnul Palace s-au făcut niște expertize, s-au fi făcut. Noi am făcut și noi expertiza acum, atent. Fundațiile sunt super bune. Deci nu sunt probleme la fundații, nu sunt, nici la structură nu sunt probleme. Doar că eu n-am mai fost... Da, n-am mai fost întreținut. Și prima și garanția constructorului. Exact. Domnul Bogdan Pleșu a fost de foarte mult timp. Lăsați-l să pună și el să-și arată ce spune. Eu mi-a șterbă care... și eu stau la șapte, să scurt și pe la ceea ce ai zis tu. Vreau să zic asta cu Căminul, că se dădeau bani pe modernizare, nu se dădeau bani pe construcție. Cu biblioteca, aș fi de acord cu tine, am putea să găsim o sală de clasă, poate să modernizăm biblioteca, că aici voi contrazic un primar. Sigur, cărțile nu sunt în mediul
într-un mediu oportun, pentru că și camera aia mai trebuie aerisită din când în când ca să respire cât ar trebui. Depinde cu ce trebuie. La mână, vreau să ridic și eu două probleme. Tot vorbim despre investiții după inundații. Eu zic că trebuie să ne luăm un pic și noi inovativ, să ne gândim la un proiect prin care să nu mai avem inundații, și anume un proiect integrat pe părâul Nigel, să betonăm odată afurisitul ăsta de părâu, să le facem și noi, exact cum au făcut cei de Uizi, că am văzut că betonau betonat și au făcut margini pe părâu, nu mai au probleme cu inundațiile. Și mai degrabă aș vedea oportună un proiect de genul ăsta, decât depus pe CNI sau depus pe fonduri guvernamentale, decât altfel de proiecte, pentru că în momentul în care se face o demodernizare sau nici nu știu cum îi zice, de organizare a regularizare. Nu e doar regularizare acolo, că e și vorba de o investiție destul de mare să faci pereți de beton la pe pădău. Da. Scăpăm de toate problemele, nu zic asta fiindcă sunt unul dintre cei afectați, zic asta pentru că jumătate de comună e afectată din cauza acestui părâu. Doi la mână, începe sezonul pluvios, din cauza asta vreau să vă aduc la cunoștință că acum două săptămâni iar s-a ridicat părâu până la limita de inundație. Tocmai din cauza asta, haideți să gândim un proiect, să putem să-l facem cap-coadă, să ne luăm de grijă, că ăsta o să rămână ani și ani, zeci de ani de acum de după noi. Doi, vreau să mai ridic o problemă și anume e cea legată de mașina primăriei, e cea de la serviciul de... de gospodărie comunală. Ce? Haideți să ne interesăm odată de un leasing la o mașină nouă, fără 4x4, nu contează, numai să nu mai vedem mașina asta pe comună. Vă zic, la modul cel mai serios, ne facem de tot râsul în cadrul localității. Ca să spun direct la întrebare, că așa mai chinuit cu mașinile astea 4x4, coare? Da. Eu știu, îți fain, și eu vreau. Dar n-am chinuit eu nici măcar n-am chinuit. Hai să luăm 4x4, hai să luăm o liție. Hai să luăm o mașină, o basculare, normală, nouă, leasing. Păi da, puteți la domnul Rotaru pentru achiziție. Sunt de acord cu tine. Cine e domnul Rotaru? E persoana care avea noi pe achiziție. Ai dreptate, mașina asta mai bună. Atâta ne-am părăvănit ce și cum și în ce mod achiziționăm, de am ajuns în final să nu mai achiziționăm. Adică totul, nu ce mod ducem așa. E dată la dumneavoastră pentru achiziții, de exact în forma care am discutat-o, cu lucrul pe spate. Fără 4x4, că 4x4 o să nu ne-am bătării care așa. Referitor la ce spuneai tu? N-am nicio problemă. Veniți în fața mea cu trei ucate de la trei mașini diferite și luăm o decizie împreună la una dintre ele. Ce se face eu acolo, fizic, fac, adică... Asta ce e achiziții publice, nu știu cum. Da, nu mai era odată corporația 34, cu trebuie fiert. Mă rog, vis-a-vis de ceea ce spui, asta este varianta ideală, să putem întâlcuie până la, măcar până la jos, acolo, la Marcu, râul Nicel, nu mai spun până în capul satului. Sunt zone, unii nu afectează efectiv, adică unii nu face catastrofe. Face catastrofe pe zona asta, începând la ieșiri din pădure, până la și pote, să zic așa, mai substanțiali, mai grave. Este foarte costisitor un astfel de proiect, ar trebui făcut în derulare cu apelii românii. Știu că este un studiu făcut de prin 2005-2006 de apelii românii pentru regularizarea cursului pe unul din cel. Luizii, într-adevăr, au reușit, au început lucrările, țin eu minte, prin 97 și le-au terminat, cred că, acum vreo 2 ani de zile. Au tot etapizat, toleau tapani, au fost prinsi pe un proiect atunci de amenajare, nu știu. E greu să începem. Asta e o idee și asta. Da? În schimb, față de bahna lor, sau cum se numește părul lor, Nigelul e foarte păcătos, are un bazin de acumulare extraordinar de mare, acum de la Petricica. Eu nu cred că nu vor mai veni inundații și de amploare. Bine ar fi să reușim să facem o amenajare a cursului, da? Momentea, dacă vor fi fonduri. Nu trebuie să începem să scriem un proiect, să-l depunem și după unde să-l depunem, mai ai ideea? Depunem pe fondul guvernamental. Care fondul guvernamental? Dacă e să cerem pe situații de urgență,
A făcut de fiecare dată, suntem și acum a făcut. La proiectele astea a făcut documentația pentru asfalt. Procedurile pentru înghicuire pe șoară, pe șoară. Da, strecute și apele. Sunt și câmicate strecute, trecut și nigelul, toate strecute. E trecută zona aia de pe vale de acolo toată. Plus că trebuie să facem ceva cu podul ăla, cu podul ăla de bucăție, da, cu grinda aia de mijloc și podul de la... A făcut adresă la Consiliul Județean, a prins și acum în raportul de sintetie, a prins tot podul ăsta, o să genereze. Ca generator, de fapt, principal de inundații în zona asta, la bară, la timp de acolo. Dacă nu e Angel cu bolul acasă și nu-i Gărghiță, îi prăbăt. De asta vă zic, ați fost acolo vinerea. Da, da, da. Nu erau ei acasă, ei ați ieșit la problema. Problema e de 2009, din cum s-a făcut bolul. Am înțeles, punctul de vedere, domnul primar, să ascultăm și restul. Cu domnul Chitic, domnul Trăistaru, domnul Dăscălescu, domnul Beruș și domnul Tala. Eu am făcut așa de mine ridicată. Da, ați vorbit așa. Eu am fost un președinte. Domnul Tala, mai poate să vă rog ceva să vorbesc. Două probleme, am să încep cu cea mai scurtă. Morga asta, cum îi spune, mai poate fi introdusă la program orabla. Pentru că nici acolo mai primești. Ba da, v-a jucat să luați în calcul și banii ăsta. Asta că e ca un voucher de la... Să duc la ceeași de seară, poate nu bagă de seară. Problema principală la care vreau să mă refer este problema părâului energie. Se întâmplă următorul aspect. La nivelul Direcției Apelor Române, se fac niște studii din impact, niște scenarii. Iar părâul Egeal, pentru faptul că în situația în care plouă abundent, colectează foarte mulți torenți, se încadrează în categoria de lucrări pe care le fac, le proiectează, le execută și le finanțează cei la Direcția Apelor Române. Nici nu avem voie noi să facem o palmă de beton pe părâul Egeal. Una la mână, doi la mână. Cu ce mai ieșim noi în evidență? Vorba vine. La noi avem probleme cu podurile peste părul de gel. Deci avem un pod la Arsenie care a fost făcut cu aprobare de sus, dar de la Dumnezeu, de la un organ tutelar. Avem probleme cu podul de aici, am mai spus-o la o ședință trecută, podul de aici, de la Tine, de la magazin, care este o crimă. Să pui suporte prost. Pe mijlocul albi este o crimă. La moară? La moară. La moară. E o crimă. Ce s-a întâmplat acolo e o crimă. Vă spun. Pe vremea lui Ceaușescu erau împușcați toți. Iar aici la Postolache, să zic, dacă s-a lărgit puțin aria de preluare a apei, așa zic eu că s-ar putea rezolva cu ăla, nu prea mai ce să-i faci la acolo. Și tot legat de inundații, noi mai avem probleme și cu canalul. Asta foarte bine. Avem probleme cu canalul, avem probleme și cu podul ăla, știți foarte bine pe unde trece conducta de canalizare. Iar acolo, domnul primar, am mai discutat-o și în privat, o discutăm și acum în ședință, trebuie totuși văzut dacă nu cumva se poate face ceva cu refacerea digului ăla care niște inconștienți l-au dărâmat ca să ia... De la, da, cu Anifu. Acum mai nou, înainte era Voievu, a fost niște Anifu. De niște demenți, niște oameni inconștienți. Da. Atât, mulțumesc, domnul Trăistaru. Așa, da. Hai ca să iau prima dată cu părâul Negel. Referitor la părâul Negel, apa din 2005, după aia în 2007, din 2010, dar înainte de asta s-a făcut o regularizare a părâului Negel, de apele României. Este, cred că, și proiectul, s-au făcut ridicări top. Am mers în special, că eram primar și am mers peste tot pentru regularizare. Noi n-am intrat în perioada respectivă, din cauza că Bacău a avut prioritate și-o regularizat începând de la pod, de la cartier, până la fabrica de verigă. Prima parte, iar după aia urma ca să facă și partea asta la altă. Deci, apele României au în obligații de a putea ca să facă regularizarea acestui pârâu. Cred că trebuie mers, făcut demersuri din nou, văzut în ce stadiu
Și cum putem ca să rezolvăm problema, având în vedere că ne apropiem, din punct de vedere meteorologic, observ că e schimbat foarte mult, adică clima e schimbată față de ceea ce a fost și te poți aștepta în orice moment la o problemă care, în momentul când apare, nu mai poți ca să o faci și nici nu mai poți ca să o rezolvi. Deci, am spus, cu pârâul negeam. Aici, la regularizare, văzut, domnul primar, deci, în ce stadiu este, cum și cum se poate în continuare, de începând de la, după regularizarea de la Bacău, de la municipiul Bacău, pentru că știu că a fost împreună, unde, în ce stadiu există ca să facem și noi pârâul negeam? Este studiu. Da. Este studiu, este, el a pus, dar a spus că nu erau bani, că a fost Valea Muntelui. Și au distribuit la Bacău pentru pârâul Negel, l-au completat până la fabrica de bere și s-au dus pe Valea Muntelui, că au fost inundații mult mai mari și au fost mult mai afectați față decât noi. Da? Bun. Referitor la drumul pe Vale. La drumul pe Vale este rușinos, doamne. Eu acum am făcut pentru comuna asta, că am zis că este bine ca să facem ceva și bun. Nu știu, cât din răutate, cât din neglijență, cât din... Dar ca să nu faci, să faci jumătate din pod la poartă, la Trăistarul, la mine acasă, deci dacă merg, s-a făcut jumătate din pod. Dar e un proiect și banii i-am adus pentru... Nu, nu. Și mai sunt vreo două. Nu poți rămâne. Și de asta am și cerut garanție 5 ani constructorului. Pentru că nimeni nu a cerut 5 ani la, la garanție, la un drum. Și atunci am spus, băi, oamenii ăștia, nu, 5 ani am cerut, nu, 5 ani am dat. 2 ani ai domnul Trăistar. Nu, eu am cerut. Dar nu poți ca să faci numai mic. Nu poți să faci, atunci în vedere că eu în bani, banii pe care i-am licitat în, pentru drumul pe bani, au fost de 13 miliarde și ceva, 1 miliard și 1 milion și 300 și ceva de lei. Dar am pus în lei noi. Din lucrare, s-au cheltuit 10 miliarde 700, iar diferența de bani de 1 miliard și 300 și ceva, pentru că a fost peste, au rămas. S-au construit niște podeți care nici n-au fost prinsi în proiect. În proiect au fost prinsi 83 de poduri și alea, erau, alea trebuiau făcute. Ulterior s-au făcut podeți și la porți unde nu există, de nici nu știm când se va construi. Asta trebuia ca să pună cu acceptul Consiliului Local. Nici cum nu putea nimeni să ia o măsură care nu se putea face. Dar acum rămân întregă peste toate, că nu discut din răutate și nici din, din omenie. Cum să faci jumătate din podeți? Jumătate la poarta acasă, deci dacă acolo a fost prins în proiectul ăsta. Păi, poate, eu și-am fost, inclusiv am fost cu proiectantul, când am fost în comisie, de asta nici n-am vrut. Iar domnul Pleșta era președintele comisiei la recepții, am fost, dar a venit o ploaie și n-am putut ca să arătăm chiar totul și am plecat nimeni. Și am zis, doamne, nu-i bine aici, la Coman, acolo, panta se duce înspre deal, adică noi... Păi, dar facem din nou comisie și... Noi, păi, dar eu tocmai de asta, lăsați-mă ca să vorbesc, că pentru asta vorbesc, nu vorbesc pentru altă, tot timpul aveam în gând ca să fac. Dar dacă totuși am ajuns la discuțiile astea și comisia, OSCAB-ii sau mai bine spus, sau fost și au verificat, sunt lucruri pe care trebuie să le aduc dacă în termen de o lună de zile executantul trebuie ca să pună în discuții sau să rezolvi aceste probleme, să ia problemele și astea care au rămas și nu sunt rezolvate și este o rușine. Cum să faci tu jumătate de podeți la o poartă? Mai sunt vreo câteva. Deci nu vreau ca să mă înveni sau n-am vorbit cu răbunare, vreau să rezolvăm. Haideți să vă dau răspuns cu acolo, sunt Trăistarul. Da. Nu vă făcut nimeni cu reintenționare. Nu știu. Eu cred că la dumneavoastră, vă referiți la dumneavoastră, cred că au adus stimularea cu fratele, făcute la o anumită dimensiune. Și că le-au pozat acolo, le-au poziționat, le-au poziționat așa cum le-au prins. Nu au venit nimeni să spună, pune la Trăistarul cu mergul mai mic, sau la Dăscălescu cu mergul mai mic. Toate astea nu, astea chiar. Chiar e răutate dacă se gândește la modul ăsta, nu. E bine văzut, costul lucrul ăsta n-a scăpat de vedere. Când vine dumneavoastră, se ia dumneavoastră să mai făcă și mai de pot. Să vină să pună acolo, să-și completeze. Eu nu cred. Vrează cu potul trebuie? Da, s-au făcut, cred, la 4 metri lățimii. Acum, probabil, am luat un pic bailat. Nu știu, nu a fost făcută cu rea intenții. Chiar nu... Sau, Doamne, ferești cel puțin din partea mea, nu. Dar el eu văd măsura de la toate porțile atunci când am fost cu. Mulțumim, domnul Trăistar. Dar probabil să fiți mai atent atunci să fiți la moment, nu știu. Domnul Trăistar, oricum bine. Mulțumesc. Păi, iau unor, vis-a-vis drumul pe vară. Domnul Trăistar, ar trebui să fiți mulțumit că s-au
dezonat din partea dumneavoastră că un proiect era calitate din punct de vista. Nu, o parte. Dar bine că am adus bani și ați avut bani, au fost bani cu ce să facă. Poate că proiectul era calitate de pământ. Băi, deci banii au fost de la mine. Deci eu am făcut proiectul și nu s-o greșit sau ce s-o făcut, dar banii au fost, da? Dacă banii au rămas un miliard și ceva, înseamnă că este cel mai bine că am făcut. Și că au fost de unde să facă. Corect. Foarte bine că am avut ce e foarte bine. Da, a fost foarte bine că am adus bani și am făcut. Corect, corect. Băi, de ce vorbim? Știu că o să plictisesc că revine la potă. Până ajungem să implementăm mega proiectul care vorbea colegul meu, avem o problemă cu podul de acolo. Și ziceam deschis iarăși subiectul, fiindcă am vorbit cu domnul Cristi sau grupul al Maseri și au zis că el e dispus să vină cu utilaj și să o scoată de acolo. Nu mai trebuie să implicăm și noi să facem ceva în loc. Da. Dar până la urmă, oamenii, am vorbit și cu doamna, am vorbit și cu doamna Arsenie și asta, pe locul meu are o posibilitate să-mi fac pot acum, nu am și nici nu îmi doresc, pentru că eu am pot. Adică discutăm de situații existente la fața lui, doamna are pot și copia care și autorizații are tot ce trebuie. E făcut cum erau normele atunci, se încadrează, am vorbit și domnul Petrișul, spune că așa erau debitele atunci, în 2010 sau când au făcut dumneavoastră, se încadrează. Nu are problemă, are și autorizație. Bine, este de acord. Spune așa, domnule, scoateți-o și faceți-o în pod. Nu mai vreau, pot să trec cu mașini de 50 de metri. Poți să scoate el, are utilaj, atunci el, poți să dacă scoate, Cristi, și mai bine. Atunci, da. Haideți găsim o soluție. Tot pe situații din gen, gândim că este o situație creată acolo, care pune pe pericol casa familiei mai multe case. Haideți găsim o soluție să facem acolo. Și aș propune că ridicați foarte bine, domnul Chitic, problema vis-a-vis de Vâlcică. Să ne apucăm să decolmatăm pe o porțiune, eu știu, de vreo 200-300 de metri. Cred că e o 300 de metri la deal, de la pod. De la pod, domnul colonel. Să decolmatăm bucata aia de la pod, de la podroaie de aici. Chiar e bine pusă problema. Să ne apucăm să o decolmatăm cu utilaje. Și de la vale până în Părău Unigeu, pentru că există pericol. E ridicat foarte tare acolo, da. E colmatat. Cred că mai are un metru, nu știu dacă mai are un metru sub pod acolo. No. Și acolo sub pod se mai adună și apă și mai și miroase. Problema e că la canalul e al primăriei. Corect. Canalul este al primăriei. Da, da. Problema știți de unde vine. Am fost pe canalul ăla mai la deal, tocmai aproape de capătul grădinii lui Ciorcelă. Da. În trecut, acolo a fost făcut un sistem de oprire apei, sau cum să vă spun eu, un baraj ceva, da. Și este un juc făcut, așa ca să mă exprim, din beton, da. Care se păstrează și acum și care creează un sistem de cascadă, așa când vine ieșirea. Așa, acolo e foarte adânc, după betonul ăsta, bota de nivel față de ceilalți stradă aici, cred că e vreo 2 metri în jos. Adică tot ce scoate din vântoarea aia de acolo, depune la pod aici, în zona asta. Și cred că o să trebuia să stricăm la jugul ăla, să dăm jos de acolo, să uniformizăm, ca să curgă aparit. Cred că ar trebui să ne apucăm. Da. Deci face de făcut de Marif, pe timpul ce au fost pentru irigații, pentru asta. Aici nu mai știu ce să fac. A fost pentru acumulare de apă. Aici e. Deci și eu vreau să vă completez 5 bun minut. Mai. Uite, pentru că ideile văd că se construiesc și foarte bine, având în vedere că acolo, la zona aia, ne aparține comunii Măgură și nu e al apele României. Haideți ca să vorbim. Domnul primar, deci ca să gândim un tip constructiv. Cel mai bine, ca să pot să regularizez, adică să reparăm ceea ce este acolo, să facem un studiu, să facem un proiect și să facem să-l betonăm. Adică până unde ne putem duce, ne ducem până legătura cu Părăul Unigeu, pentru că nu avem nevoie de altceva. La Pădroaia, da? Partea de acolo, dincolo de Ciorcilă, să preia apa și atunci scăpăm și decolmatarea podului, scăpăm absolut cu totul și apa se va duce direct în Părâul Negel.
Eu cred că va fi o soluție dacă ne gândim la un proiect. Nu e un expert. Păi da, un proiect viabil. La recomandarea Curții de Condură au stabilit niște măsuri, vă rog ședința viitoare să veniți fața noastră să ne spuneți ce măsuri ați luat legat de acele probleme care au fost. Doi. Acum 2-3 ani am întâlnit pe strada Mișinorul și ați dumneavoastră că un bun gospodar, ați adus niște tumori și l-ați aruncat acolo, o dea cu 3 ani și acum tot acolo sunt, vă rog să faceți ceva cu ele. Acum am văzut că ați adus niște betoane și ați pus pe planul pe care nu de fond. Nu s-a întâlnit sau nu v-a spus. Mă, n-am știut, dar n-au știut. Dar, am crezut că sunt ale noastre tot, așa că, da. Trei, vă rog, colegul dumneavoastră, polițistul local, tot îmi plânge că nu mai mă duce hârtiile, că nu-i dați bonul de benzină sau de combustibil. Nu poți să-i dau bonul de combustibil la mașină de persoană. Nu știu. Vă rog să îi spune să nu mai însună că chestia asta și să știi că să... Am să-i transmis. De aici. Este aici. Măcar să-i cumpărați o mașină, dacă tot... Ca să puteți să-i dați... Vă rog să montați tot așa, ca să nu mai avem probleme cu foile de parcurs. Nu știu, și GPS-ul costă mult și vă da foaie de parcurs, cât s-a consumat. Nu la câte mașini. Și să păreți... Pe ele înscriți comuna Mabura, pentru că toate primăriei din Rușirea au prin mașini lor, ne-a înscriți la asta. Ce este primarie? Ar trebui totuși așa să nu mai să faci un contract cu un operator acolo, dacă tot apa este agățată, nu e a crapului, nu e a Ianu. Și trebuie contact de evenimentează cu cineva care, dacă sunt o probleme, cum a fost cu rahatul ăla, tot acum drumul bisericii, când intra la oameni în casă, să vină să... că el poate pleca în Germană, să o apă... Aveți contracte de mentenanță pentru canalizare, pentru apă, pentru clorinare, pentru toate astea. Și ultima chestie, vă rog să faceți ceva și repede așa, să aduceți zgurdul cât mai repede, iar prima aia care o luați dumneavoastră, facem o chetă și vă dăm. Da, pentru că avem nevoie de zgurdul ăla. Domnul Talari, nici nu mă îndoiam de la început. Este semnat la ședință, fără să aruncați cu noroi. Cum sunteți obiectivi? V-am ascultat, da? Așa ați făcut și la radio, ieri sau la tele, ați spus și ați aruncat cu jertfi din noroi cu cei 10 consilieri care... cei 10 consilieri care vor din comune, de fapt. Da, sunt 10 consilieri care, într-adevăr, oamenii își vor zicea valori și înțeleg necesitățile comunii, da? Acum vorbesc eu, domnul Tălăr. Acum vorbesc eu, da? Dar spuneți exact ce s-a întâmplat. Da, vă rog să înțelegeți. Da, să știți. Am auzit, să știți că n-am ascultat, am auzit la persoanele. Atunci nu mai vorbiți. Ați spus și v-ați plâns acolo că nu facem numai legalitate și numai nenorocire. Dar cei 10 care... Nu am cu toți. Clica. Eu am fost... Da, nu o să te iau. V-am sunat pe telefonul meu și v-am dat. Nu o să te iau întâi că domnul Talab și nu luăm bani. V-am sunat pe telefonul meu și v-am dat. Bun, escapătorul are să vină în curând. Steapă tot din nou o licitație. Astea sunt procedurile. Îi trimiți deja la ea și la vizare. Mulțumim. Domnul Berușcă, vă rog. Dacă mulțumesc, domnul președinte. Domnul primar. La rugămintea colegului Vența, la rugămintea mea. Și eu am făcut o solicitare scrisă, să-mi invitați pe administratorul societății de transport care oferească raza comună. Așa. Vă rog frumos, pentru următoarea ședință, să-l invitați, că sunt niște probleme discutate vis-a-vis de transportul persoanelor în comună și să-l înștiință noi oficial. Vă mulțumesc. Oamenii, cei care sunt nemulțumiți, nu adresează nicio petiție primării, n-am văzut primul mesaj. Ați primit o sesizare înscris dumneavoastră, pisteți asta. Am primit o sesizare înscris vis-a-vis de o situație din satul Nou Crean, o doamnă care spune că fiica dumneaei, nu știu când ajunge acasă, cred că doamna. O singură situație, atât. Am luat măsuri. Am comunicat pe transportator. L-am rugat pe domnul Viorel, șoferul de la CAM, să verifice și să adreseze efectiv călătorilor cum doresc să fie programul.
Deci singura persoană care dorește să modifice programul acolo este doamna respectivă. În rest nu vrea nimeni. În rest nu vrea nimeni. Deci am chestionat pe toată lumea. Dom'le, vrem să schimbăm programul, vrem să ține ce așa. Nici nu vreau, domnule, nu se poate. Dar de ce se face cu altfel de programul? Voi din autobuz la 10 jumătate, domnul primar, iar sunt în situația asta, să putem mai departe. Cu situația suprapunului... O să chemăm și domnul de la CAM să vedem ce spune. Cu situația suprapunului de la tabac s-a discutat. Apoi, pe strada fermierilor este o situație rezolvată cu canalul coritor. Am văzut că s-a rezolvat cu... Era, se trecea prin canalul colector și deserveau două proprietăți. Pe strada fermierilor, între ei facem stânga, unde au intrat cu oamenilor la pancuri. Domnul viceprimar știe foarte bine. Strada fermierilor? Nu-i fermierilor, dar știe. E slasul. E slasul. Și v-am spus, am greșit. Strada e slasul. Am văzut că s-a rezolvat acolo problema și vreau să vă mulțumesc. Pentru ce? S-a rezolvat problema. Bun. Vreau să vă rog frumos, locuitorul din zonă. Nu, locuitorul din zonă, bineînțeles. Am primit de eu, eu locuiesc acolo. Am primit de mulțumesc, da, exact. Eu să înțeleagă că tine să mulțumești? Vreau să vă rog, domnul primar, să ne prezentați raportul de activitate. Noi sunteți restant cu 2 ani mai. Da. Anul trecut, doamnă secretară, nu mă șeam. Dar nu mă înșeală memoria, vedeți, nu e prezentat, am trecut raportul de activitate. Poate ați simțit la șurință. Domnul primar este și pe site-ul instituției, nu este. M-a făcut în primul an pentru 2 ani. Situația Bulgăscu, a doua lui, acum 3 luni, ne-a spus că va fi gata în 2 luni, o mai lungim. Este înregistrat președința de Consiliul Consulat în Consiliul. Domnul Talas, domnul Merușcăt. Știți, vă spuneți la radio, știți, sunt etapi, sunt la Merușcăt, eu sunt rea. Întrebați-vă un pic așa. Eu sunt de preodă cu soția mea, nu mi-a schimbat orientări. Mai nici nu m-am gândit, dacă doar amici, prieteni. Vreau să vă confirm așa, este documentația pusă, domnul Merușcăt. Documentația pentru scoarta legislației este la vizitare la fie. Am înțeles. Da? Bun. Vreau să vă întreb, sau dacă pentru că sunt zicuri, dacă ne-ați putea să depus proiectul de asfaltare, de cine au rău? Ați văzut de asta și v-am întrerupt? Eu uite, am văzut eu. Haideți, vă rog frumos. Asta nu știu ce vreau. Am așteptat și nu am putea. Nu avem voie să vorbim decât la situația de vreau. Vorbești, bun. Dacă tot ați procedat din punctul meu de vedere foarte bine, că ați depus restul de finanțare pentru întrevii și restul de drumuri, nu credeți că suma de bani care rămâne, ar rămâne la asfalt, care ar putea să folosi pentru gaz? Nu. Nu. Da. Nu. Abia am cheltuit 8 miliarde din ce avem noi din excedent. Am înțeles. Așa, 47 plus ce avem noi, ar trebui să fie realizat. Dumneavoastră ați depus doar pentru diferența de 47, păi în afară de ce am... Nu-i mecanism. Am înțeles. E o chestie, o grilă de calcul acolo. Dar știți foarte bine că și gazul, cum face comuna lui Izi, comuna lui Izi depune rețea de gaz pentru Fondul Național de Investiții, ne-aș depus pe asta. Mai posibil să, dacă punem, depunem două, să ne dea decât unul, sau e vreo problemă, dacă ne punem la un volum? Nu, se depune pe, se depune la CNP, da. La statistică și prognoză se depune gazul. Fi fondul suveran de investiții. Așa, după cum știți, se depune în fază de autorizație de construire. Dacă va fi cazul următoare perioadă, să ne întrunim în ședințe extraordinare, de îndată. Pentru ca lucrurile să le putem aduce la situația de a depune, o să vă spun acest lucru. Să nu crească la asta este. Înființare cu proiectare și execuție de proiectul de hotărâre. Da, da, nu vreau. Așa este. Să lucrează la PTH și pentru depunerea la emoții. Se lucrează, da. Se lucrează, da. Ideea este așa. Trebuie să mișcăm foarte repede. Nu știu cât, sincer, cât de repede mișca, până cu 30 iunie, înțeles, pot depune. Vreau să vă întreb dacă sunt... Dacă nici cadrul apunea, atunci depune. Asta e. Facem ședință din data. Dacă e ceva, vor gen, hai să luăm ce am văzut să stăm. Superior, avem în data la explicație. Nu, nu, nu. La AFP? Bun. Vreau să vă dau un sfat, domn primar, pe zona de Corcană. Ar trebui puțin să trimit în urmă, să rezolvi puțin regola de pământ, regola de mișta, ați trebuit, da? Da. N-am mai trecut de acolo din urmă. Puteai să zici și un rogament din urmă. Și... Vreau să mă întreb dacă s-a mai rezolvat ceva pe strada unde locuiește domnul Vasile Cușeț, din urmă cimitir.
Știu că era o problemă, dar lui nemulțumit total și vreau să întreb care mai este. Domnul Vasile Buzniț. Domnul Vasile Buzniț este nemulțumit, într-adevăr. Eu cred că un locuitor din zona ar trebui să găsească împreună din comun acord să-și rezolvi problema. Adică cred că cu bună înțelegere pe care a mea, aș rezolvi problema acolo. Depun la toate instituțiile, tot felul de petiții. Eu mă întreb așa, oare odată cu înaintarea vârstei se deformează câmpul vizual? Dacă de 20 de ani mergi pe același drum spre casa pe care ți-ai construit, și poate bine, domnul și un om în regulă, super. Acum, cum te trebuie doar că s-a gustat strada. Dacă nu sunt care era cu 20 de ani, lasă-i. Siguranță, domnul Buzniț l-a găsit cu asta acolo. Domnul Trăistarul, de când e făcut? Era acolo, era construcție, era tot. Deci construcția din 93 a lui. Dar el, în primul rând, nici n-avea voie să construiască. Au Ionel Bălare. Buzniță n-avea voie să construiască. Și vreau să fie extraordinar. Pare că îi spune structuri eronate. Deci are autorizație de băcătire și care a fost o greșeală. Dar, din vedere juridic, nu a fost o greșeală. El a construit înainte de a fi. Atunci ar fi trebuit, domnule, dacă s-ar fi luat după lege, așa cum spune dumneavoastră, țipă sus și tare, probabil nu ar fi trebuit să primească autorizația acolo. Având în vedere cu drumul, într-adevăr, nu-i conform. Acolo erau udiți, eu vă spun să-i cinstit, nu vreau să-i spun. Erau udiți acolo, care se prindea, aștept doamne așa. Să-ți vorbim. Da, cu cine? Nu mă dau și erau salarii, doamne. Nu mă dau și erau salarii, eu, mai degrabă, aș considera că dumneavoastră, își pun rezolva problema pe care le-am luat, eu nu știu ce aș putea să vorbim. Dar dacă nu se înțeleg, când i-ați aplicat legi. Dacă nu se înțeleg, există legea construcțiilor. Domnul Dalat, nu am intervenit. Vă rog frumos, în zona Șipote, zona de restricție a pulsului de apă, au intrat niște utilaje, au depozitat niște resturi din construcții și s-a stricat. Este stricat asfaltul și terasamentul și acostamentul. Știu. Ați luat măsuri? Da. Am măsurat. Ați măsurat? Așa. Vă rog, nu mă luați aici. Eu l-am zis că este comunicat. Este comunicat. Atât de nou să vedeți, sigur. Vă rog frumos. Acum am auzit tot felul de povești și bine discutat și lucrurile astea. Unii se duc, încep să plăști, domnule, s-au făcut. Am luat decizia să umplim fosta albe a pânului de gel. Pentru că o punem pericol digul a făcut acolo. Ăla e din pământ neagră. Dacă vine o viitură, așa cum vine acolo, îl spală și strică tot acolo. S-a pus betoane, tot felul de mâine, să o întâlnim, am întâlnit acolo. V-aș fi recomandat să faceți lucrul ăsta, prin cursul părere. Acum a fost prea doamna, a stragă Angela Mereșa. Nu mai după recomandări. Și nu doar în noaptea asta. Puteați să puneți și acolo. Nu știu că ați fost la doamna Straca, v-ați uitat cu râu, ați desenat, ați lasat, ați făcut așa. Și nu-i batoria mea să vedem la cetăție sau cum? Datoria voastră este să comunicați către noi, să luăm măsuri. Eu comunic. Da, dar nu numai tot dați indicații. Domnule, îți indic să faci aia, să fac aia. Domnule, eu fost am văzut. Eu v-am rugat. Doamna are nevoie acolo, o problemă, da? O să venim, o să vedem ce probleme are și doamna. Am comunicat toate problemele de care le-am găsit. Modul în care le comunicați. E mic, doamnă, o să crească, doamnă. Asta va veni și eu. Legat de comunicare, este vreau să vă aduc acum o fiță, sunt un vizor de 7 de ani, cu la curma intervenției la drum, la reparat. S-au înfundat, oamenii au avut șanse de acolo, v-am mai scut de acolo. Să căutăm totuși o soluție. Nu le-au fost, s-au ocupat acolo, vis-a-vis de Mihăilu sau Exact. E fundat acolo de jos. Dar Siava va face drumul, domnul Vici, cunoaște. Așa de unde. Siava va investi. Am tot bine. Să vorbim. 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 Asta e o problemă generală. Și trebuie să Domnul Vici. Are ceva de spus domnul Buiu și pe urmă domnul Vici. Colegii mei au epuizat toate temele și pe drumul de gel. Exact. Este o dată și mega care dar chiar vreau să atrag atenția și să vă rog să îmi dați atenția și către zona respectivă, că doamne ferește de o inundație majore, au să fie foarte mare zona aia și nu numai decât pe urmă. Și acum, de la
zona... Am încercat să intru la dumneavoastră. La Nedel. La Filip. Am încercat să intru la dumneavoastră și eu astăzi era ocupată, foarte ocupată. Am o grămadă de rapoarte de astea de sinteză. Am să cer mâine să poate reușesc să, să ajung la dumneavoastră. Am sunat o sâmbătă atunci, când era da. Situația, nu? Așa cum era. Ea mi-a explicat cum stau lucrurile și în cursul săptămânii așa mai făcut, dar sunt exemplu la noi. Am fost și alaltă și ieri și astăzi am trecut, dar nu am reușit să o găsesc. Am la legătura și cu domnul Nadă, la altul am eu ajuns raportul. Să vedem ce măsuri putem lua acolo, pentru că stâlpii aia sunt în pericol să cadă. Și în primarie la proiectorul, și aici, în păcate, mă, regulația asta... Dacă adică stâlpul acolo, vreau să vă spun că toată zona asta din Mândura îi... Da. Calamitate. Da, e o situație destul de critică acolo la, la tine și la tine sunt să sunt și acolo, și acolo ar trebui să... Astea lucruri care trebuie să făcut imediat. Nelea Mihai m-a spus, poate vrei să spui tot. Nu, 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 exact cu zona de domnul Cuiu nu aprofundează. Mulți v-ați plictisit. Nu m-am plictisit, nu am formule, ci de rezolvat. Dar mi-am venit astăzi dimineața cu două persoane. Da. De pe aviatorul lui. Exact. Așa, care au ajuns în litigiu. Unul vrea ca să-și facă într-o parte din, altul într-o parte din. Terenul informat. Deci, efectiv, unul a dat să nu către Vișilor, ca să ducă apa în partea asta, în partea asta nu mă duc pe Vișilor. Am intersecția care duce cu garofiții, vine către dumneavoastră, trebuie să scot de pe grădiniții. Ia să fac șanțul, dacă vreau să fac șanț. Asta presupune ca în fața fiecărei locații. Exact. Să am bodețe, să am bani de sprijin, sunt niște lucrări de amploare. Dar sunt lucrări. Hai, o să-mi dați spațiu măcar 5 minute, că v-am ascultat, dar s-a lăsat, să ne vedeți. O să încerc cu altceva, acum și ajung și acolo. Ați spus problema dumneavoastră de toguri. Toguri. Nu la toguri. A pus problema de cărți. Cărțile pot fi luate și dus la, într-o sală de la loc. Avem o sală goală la bloc aici, luăm cărți în coare, ducem la dispensar, că avem o sală goală, am identificat, nu trebuie să faceți. Și am ducem la consorțiu. S-a vorbit foarte mult de canonul cultural. Păi, fraților, dar dumneavoastră puneți problema de ce nu-l dărâmăm, dar de ce nu și-a pus problema, de ce nu-l strângem pe cineva din undeva, sau pe cei care nu l-au întreținut cum trebuie. Că ăsta nu este un obiectiv de 100 de ani. Ăsta este un obiectiv făcut mai prin buni cu coace și i-aș întreba pe cei care au fost pe aici, inclusiv pe mine. Și că m-a arătat, nu arătați că te duc. Cine a fost aici? Alea vinovăției nu este în ograda unui singur om. Alea vinovăției este și în ograda noastră a tuturor. Și ca singur cetățean, puteam să ne adresăm cândva, uite, i-ai dat obiectivul ăsta ca să-l folosească pe bani puțin, iar el în loc ca să vină să aducă un beneficiu din banii încasați, îți destruge și obiectivul. Niciunul nu s-a sesizat. Mă refer aici la forurile de conducere. Primar, viceprimar, consilier, după aceea ajung la acest merg mai departe, nu mă întrerupeți. Ajungem mai departe. În ultima perioadă au fost ploi la greu. Nu s-a putut face nici agricultură. Noi am făcut o balastare care ne-a costat bani cu mușări. Păi ce am zis, gata, vine vara, ne-am pins timpul atunci după iarnă. Și dumneavoastră efectiv. Și băi, haide, haide, băi, haide, haide, nu se mai poate circula. Nu era așa? Am făcut balastare. Nu, fraților, da. Dar stați să vedeți cum s-a întâmplat, ca să le știți că după aceea o să venim aici în fața dumneavoastră, domn primar, cu sume. De ce? Că bani se opină, dar am încercat eu la popă. Mă duceam pe Corvan, îl mutam la deal, mă certam cu doamna Ferenț, bă, unde duci chiar vin la mine să umploiau bazinele de colectare, apă și așa mai departe? Bun, o luam pe partea asta la altă, hai să o luăm, unde vreți dumneavoastră? Tot ce a fost pant, începând răzășâi pe partea asta, cu jbic, arinilor, dumbrate, drumul bisericii, străzi lăturanice, pe vale, coborând pe vale de la Madame la după, tot ce am făcut, le-am dus iar, le-am dus apa în vale, noi le-am mutat, cu scandal, iar la deal. Nici și-a pus în tema aproape, în aceeași fază. M-a schemat dumneavoastră, acasă. Hai, Doamne, să vezi la mine, că nu mai suport. Omul ăsta nu mai putea. De ce? Vinea apa, cel care lua apa din Amonte și-a făcut loc prin gar, apa ducea, ca să iasă apa de la el, de la vine din... Din partea de la lea, din Corhană, venea, s-a colectat apa acolo, venea la el, a venit fratele tânsului. A venit alți vecini, băi, nu știai, pur și simplu, păi cum Dumnezeu să stăpânești pe o apine? Că n-ai cum să le stăpânești. Formule sunt, dar nu sunt formule care să fie atât de capacitate încât să dau soluția, pentru că astea sunt treburi de specialiști. Astea sunt treburi care trebuie să făcute a la lung, trebuie să făcute serios, nu ca să scăpăm de ceva. Am cheltuit iar niște bani, am luat bungo, am făcut un șanț, am smintit lumea, a venit apa de la deal, a luat mâlul.
după ce au prășit omul, au împus șanțurile și am ajuns în faza aceea. Banii am cheltuit ca și cu străzile. Eu, dacă aș avea șanțuri și de o parte și de alta, n-aș mai face atâtea balastări, n-aș mai cheltuia țapan, n-aș mai face atâtea. Cea mai bună idee. Ideea este de aveți dumneavoastră toți, că eu am vorbit de idei, dar n-am fost aplicați. De asta v-am așteptat până la sfârșit, ca să vi le zic pe toate. Mai avem o problemă. Când vin proiectele astea așa de mari, se înfundă și canalizarea. Se înfundă canalizarea și pe partea, avem drosoane de canalizare. De ce? Pentru că noi, pe perioada de iarnă, am dat cu antiderapant. Antiderapant pe unde s-a măturat, pe unde nu s-a măturat. Când au venit ploile mari, mi-a băgat antiderapantul pe lângă capace, a ajuns în canalizare și am încurcat. A ajuns cu totul. Dar să termine, de ce domnul Vici? Ce zice, iasă canalizarea, fiindcă s-au blocat cu pluvia de canalizare? O secundă, s-a întâmplat. S-au ridicat capacele cu totul, de așa făceau capacele când venea apa la mare. Noi am fost acolo. Și știm despre ce este vorba. Pe drumul bisericii, situația pe care am fost pus pe Facebook. Păi, fraților, când am văzut, a intrat apa în casă, l-au sunat, omul. Era sâmbătă sau duminică. L-am sunat, bă, zic, păi, domnule, nu am banii acum să-i trimit. Cum facem, ce facem? Am luat până, până la urmă, înțeles, m-am dus acolo, i-am desfundat canalizarea, am desfundat canalizarea. Mulțumit, om. La următoarea ploaie, te duc de la apa în casă. Ce s-a întâmplat? Canalizarea a fost făcută prost. E făcută foarte prost. Mai la Valea, canalizarea este în sac. Eu am fost acolo, am început și am luat-o din bun canal în curând canal la Valea. Acum, ca să te apuci tot tronsonul ăla, ca să-mi sper că trebuie spălat, curățat, aranjat, numai la o gură de canal. Că uitați aici, am făcut poze ca să vedeți cât se șopim, cât se muncește, pentru că noi tot am țăpat ei. Balast, pe gura de canal, eu am 35 de centimetri de balast, care s-a făcut pe tot. Vice, dar probabil e și subdimensionată canalizarea respectivă, dar Și asta e o problemă, dar nu ating acum. E o cauză, dar asta nu ating acolo. O discutăm altă dată cu canalizarea, cu subdimensionarea, cu viziunea la lung. Când s-a făcut canalizarea acolo, câte locuințe erau, câte sunt acum. Nu mai am. Cum o faci din coace? Că se înfunda și asta aici. De ce am intrat în curs, fraților? E vorba de bani. De foarte mulți bani. Noi o țineam foarte ușor, adică făceam două intervenții, ca să știi oameni. Făceam două intervenții mari, a două, trei ori, îmi spălam bazinul. Mi-au fost și o situație când am spălat bazinul și în jumătate de oră s-a făcut pompa aia. S-a dus unul și-a aruncat un pom sau o vază, a ajuns acolo, noi pompul cu locătă. Am suportat foarte multe, am fost plimbați cu toate site-urile, am fost plimbați prin conturi, că trebuie să plătim niște bănuți, pentru că așa e desenul. Iar mă vă informez că am ajuns la o soluție, să cumpărăm din nou alte pompe, să modernizăm, să facem ceva, ca să ne salvăm. Soluții pentru drumuri. Am discutat acum de ceea ce să ne cumpărăm date. La momentul de față, că așa o să discutăm și să mai trec cu casetă de proiecte și să prindem bani, să facem soluții sau să facem trandone și gata, să scăpăm. Nu poate, mai să facem la aia și să înțeleagă și de la aia. Mulțumesc! Gata, să devină domnul Vici. Domnul Vici, puteți să ne explicați că nu plouă, de ce nu să până caracter? De ce nu ies afară? Doar în cazul în care se împundă. Cu ce mai dau cetățenii? Când nu plouă. Când nu plouă, de ce nu se împundă? Pentru că nu-i băga și pluvea. Păi, asta e problema cea mare. Am înțeles și noi asta, nu? Când aș vrea să văd președinte doar pentru acuzat, nu pentru pluvea. De asta ai să-și îmbăi, aruncă și capace afară. Deci oamenii cu ce au făcut lucrurile, n-au prezentat să spună sub oameni. Asta e la fel, la fel. Domnul Rezășie, sunt situații care, dacă sunt șanțele făcute, nu mai trebuie adus balastul. De ce nu mergeți la poartă, la urmă, dat conștiințare, dat oameni? Hai să facem, să găsim și soluții în care puteți să forța oameni să-ți facă șanțele. Sau făceți în dumneavoastră la început. În momentul când a plouat ultima dată, mergeam cu trei grață, s-o cea apa pe mijlocul străzii,
Șanțurile sunt azi după aveți, pe partea asta de la noastră. Am fost pe acolo. Și să vă... S-a susținut și materialul ce nu înțeleg puțin cu balanță. Păi, de ce nu înțelegeți? Nu înțeles. Mai vrea să intervine cineva? O să-i dau la urmă domnului Talar cu intervenții, dar scurte. Sunt trei stară în urmă. Deci, tot am menționat, am discutat mai mult despre canalizare. Deci canalizarea noi am făcut. Când s-a făcut proiectul, am susținut ca să o facem mai mare decât de 32, decât de 320 de cât s-a pus. Nu s-a putut din cauza că, în primul rând, Comuna Măgura, în studii și în tot, pentru că sunt, în, sunt la arhivă, o să vedeți că este prinsă și construită pentru 35.000 de locuitori. Niciodată am analizat lucrul ăsta cu specialiști, eu nu sunt specialist. 35.000. 3.500? Nu, 35.000 am calculat. Deci am spus 35.000, am spus și luați și vedeți, în studii și tot proiectantul. În 35, am zis, doamne, am luat mult mai mult, ca să-mi dea mai mult, că nu-mi dădea bani. De asta nu a prins lui Zicălugă, de asta nu a prins atâtea comune canalizare. Dacă nu te duceai cu un studiu perfect, nu îți dădea bani și nu puteai să construiești. Că am prins banii de ordonanța 7. Venind cu... Așa. Ei, apa putea, într-adevăr, ce spunea și domnul Zgârf, deci nu se duce în canalizare, pentru că atunci forțezi pompele și nu au putere. Dar revenim și la domnul Brânză, într-adevăr, adică, cred că anumite cămini, unele cămini, se duc și pietre, bălastru, ce mai este pe stradă. Și dacă au scurgeri, se duc, într-adevăr, aici e rău că se distrug tocătoarele la apa menajeră. Păi, să distruge pompa, să distrugă tocătărul și atunci nu mai merge. Noi trebuie, adică știu eu cum am putea ca să facem în așa fel, nu punem problema că e subdimensionată. Ea este dimensionată cu mai mult. Și trebuie să gândim să nu mai dea piatra asta, să nu mai iei. Spuneți ce? E foarte puțin. Nu că a fi subdimensionată. Prost executat. Executat poate asta, da. A fost atribuit de politic și prost executată, pentru că întâlnim niște minuni pe acolo așa. Dacă nu au fost decupate țiepi, domnule, a fost. Deci treceați seama de corul până în corul și aveam alta. Când s-o ducă din partea asta în partea asta, niște minuni. Când se înfundă, le vezi atunci. Cine a făcut ce? Cine a făcut recepție? Cine a făcut față? La recepție poți să vezi. Dragii mei, după ce spune domnul Dălar, ce mai are de completat, închem ședință, declar. Ce nu mai știu să fie. Oameni buni. Deci, în afară de câțiva colegi care sunt din 2007, și majoritatea dintre dumneavoastră ați fost primar, consilier, viceprimar, nu știu care. Noi acum preluăm niște probleme din trecut și sunt unii dintre dumneavoastră, vorbesc despre ele, cum e domnul vice, fost domnul Mici Mușcaș, cum?